Ce zi frumoasă este astăzi la noi la magazin, de toate, ha, foarte frumos. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Aici. Să lucrați? Da. Păi veniți la casă, că în curând vom putea lucra toți, adică mai pun aici niște case de marcat și lucrăm toți. Deci, eu bun am magazinul meu. Și saltare să mă truc și ia să jucăm retail tycoon pe Roblox, un joc foarte fain. Și haideți să începem, deci scopul este să deschideți un magazin și să faceți bani. Eu deja acum l-am deschis, deci uitați cum arată a mea de afară. Bă, arată la lume fiecare magazin. O să mergem. Da. O, primii clienți de ziua de azi, că mai avut o grămadă de lea. Deci de lea se duce la ea și mai lucrează ea puțin la ea, da? Op, deci mi-am luat telefonul în loc de cărți pentru raptul ăla. Deci am fost mega. Hai, open, hai treceți aici. Am de toate, am fasole, am de toate. Jucării pentru copii. Bă, deci am venit cu un copil și mi-o lua bere de aia. Deci am văzut într-o zi că venit un copil și mi-o lua bere de aia de acolo, care vedeți voi, cu Witch's Brew. Oh my god, deci mai avem... Mamă, tu știi câtă lume e la mine în magazin? Și la mine cu tot intrat. Îmi place că am murit stalker. Doamne, pește, jocul ăsta e laguit. Vă, să vă spun un lucru, de jocul ăsta e laguit, deci vine tată cu fiica și vreau să spun că fiica era în tată. Și oamenii intră unul peste unul în altul. Mi s-a întâmplat. Bă, până acum nu a venit bogatul. Păi da, nu vine așa... Rar. Vine rar, chiar rar. Măcar fost bani. Eu am dat, mi-am făcut restock. Deci în jocul ăsta puteți să fiți voi casier sau să vă angajați unul, dar... Bă, aproape rămânem doar noi trei. Aproape, da. O să intre cu grămadă, că nu. Altex se cheamă magazinul meu. Al meu Carrefour. Și al de lea Ocean. Prima dată a fost XXL. Da, vreau să-mi zic că la ăsta, deci vreau să zic Tesco sau Walmart, știți, da, nu. Noi zicem de-astea, bă, vezi că eu angajez doi restocări. Oh my god, deci mi-au luat toată mâncarea, ăștia mi-au halit-o, stai mai iau niște mâncare. Mamă, câți am aici. După aia, după ce... Bă, Mutu, după ce plecă ăștia de la tine, bă, să pui clou și să vii așa să ne vizitezi. Da, deci stai că acum stau puțin, îmi fură stocul și vin. Să poți să-l închizi de acum. Uai, deci a venit unul, a luat jucăriu și a pus-o la loc. Și ți ce s-a întâmplat? Ce? Faza de aia în care vine la ea jucăria și o pune la loc. Da. Mie odată era așa cu calculatorul. A venit, n-a luat un calculator și l-a pus la loc. Bă, să iau vreo 20 de car, pat, hai, pe da. Am luat 20 de alea de mașini. De car, pat. Deci m-au costat 1200. Vă întrebați de ce lumea se strânge aici, pentru că aici este autoservirea, dar nu știu de ce se strângă aici, ar trebui să se strângă toți aici. Ok. Cât se face plin acolo. Deci intră toate, deci eu nu sunt mai nimic aici. Există de-astea special pentru, da, pentru să spui telefoane, de-astea? Da, the storage table, da. Sau nu, display table se cheamă. Display table. Deci eu nu văd nimic. Ia să vedem ce e la muturuc. Băi, deci au venit ăștia, deci mi-au golit tot, uite. Așa e și la mine în magazin. Uite, mi-au luat o grămadă de roți. Mi-au luat multe roți și de alea. Nu vine să cred că sunt trei persoane. Și nu am închis încă. Adică mă duc să mai cumpăr niște toi de astea. Eu schimb culoarea. Așa, mai luam niște jucării ca să mai facă proces. Bă, să-mi culoarea de la magazin să fie așa, într-un fel turcoaz sau roșu sau verde? Sau un albastru închis? Verde. Bă, dar cum vă schimbați? Eu niciodată nu a dat știu de la opțiune. Sub... Unde spune dacă închezi sau deschizi magazinul? Da, știu unde.
Dar... Ce faci aici acolo, culoare? Mamă, de ce ăștia vin cu grămada la mine aici? Doamne, deci până acum era full și acum... Bă, dar Mehmet, ești plin magazinul, deci nu plin, dar mai intră câțiva oameni, gata. Și am mai am câteva locuri, mai am vreo două locuri libere la parcare. Bă, deci a venit o persoană... La ăsta, la 15.000, o să-mi iau un semn mai mare, ca să vină lumea mai multă. A, era cât puțin să fim doar noi trei pe hartă. Da. Dar Delia, uite că acum ce-au intrat clienți ăștia, eu mă duc la Option și închid magazinul și vin la voi. Asta-i cum e... Mamă, deci tu cu grămada la mine, acum pe bine. Hama, arată-le la oameni magazinele. Acum, imediat. Acum închid. Am văzut că este un magazin cu verde, așa că-l fac un albastru închis. Acum am închis. Mai e un magazin cu decorat cu verde. Stai, au și unii cu roșu, de fapt. A, meu e la cu roșu. Un roșu mai ieși așa. Sau bine, roșu. Sunt două cu roșu, cred, nu? Așa, uite, culoarea asta se potrivește pentru Ocean. Bă, prima dată să le arăți Ocean-ul, după aia intri în magazinul Ocean. Da, vă arăt magazinul, iarăși magazina, vă arăt magazinele lor. Da. Ok, hai să scot restocker-ul. Bă, pune... Sau scrieți în comentarii ce fel de nume să am eu la magazin. Da. Și eu, chiar da. Și eu vreau asta. Altex mie îmi place, eu las așa. Și la episodul următor, când o să fiu și eu și vom juca jocul ăsta, eu o să îmi spun în multe rog tot felul de nume. Noi vom face o serie cu asta, dacă vă place, depinde. Deci ăsta e magazinul lui Haha Nene. Cu anvelope, bă, și-o luat și la anvelope. Bă, ți-a luat de toate, nu? Nu mă mai gândesc la o zonă, cum să-mi decorez eu magazinul, că... Bun, mergem în magazinul Delia, acum, care e acolo. Deci suntem aproape unui lângă alții. Da, păi suntem... Deci rândul ăsta e nostru. Rândul ăsta care îl vedeți voi de aici, dintre astea, trei, a nostru. Rândul ăla e a lor. Adică fraier este, iar noi suntem barosani. Da. Uitați magazinul Deliei. Are o grămadă. Bă, dar mai Delia, mai pune și tu niște fruct de ăsta, sod de pe aici. Dar eu pun... Bă, Delia, ai 3000, mai cumpăr sod de astea, că ai destul. I-am pus cărți. Oh my god. Delia are foarte mulți, pe bune. Și de-abia început... Deci de-abia mai devreme am început să joc. Bine, eu mi-a luat ceva până am făcut atâta. Ok, am deschis magazinul. Mă pun la casă. Bravo. De acum am trebuie restocker. Eu am doi restocker chiar. Mai multă plată pentru tine, da. Hai să iau niște food. N-am nimic, că vine multă lume, deci nu prea-mi pasă. Îți plătește. Băi, mie nu-i mare magazinul, nu trebuie atâta, dar uneori când lumea e ocupată și... ce să vă zic eu, are și muturuc destul de multe lucruri. Bine, eu aici mă gândesc că unde vezi tu peretele ăla așa, eu mă gândesc să fac caseria acolo, știi, să pun vreo două case de marcat, eu lucrez eu cu Delia acolo. Mamă, câtă lume e la mine la magazin, ți-a și la mine câtă e. La mine e mult. Am luat 8 tablete. Ca să le pun mai am puține tablete. Oh my god, cum obiți așa să cumpere. Delia, când fac 15.000, îmi iau un sem și fac mai mulți bani. Sau vrei să la 15.000 să-mi facă casele acolo? Hai să-mi iau întâi semnul ca să fac mai mulți bani. Ai că am pus dulciuri pe rog. Îmi pare rău, domnilor. Deci stăteau oamenii la codă și eu eram plecată. Eu stăteam așa prin... Aici mai puneam lucruri. Delia, ce ți-ai cumpărat? Trebuia să-ți iei self-register ca să se... Am cumpărat tablete și când văd trebuia de aia pentru televizor ca să pun pe dulap. Stai să iau niște jocuri video, bună idee. Ha?
Eu am cărți, nu jocuri video. Eu mi-am jocuri video. Astăzi când trebuie să-mi cumpăr upgrade. Roblox, Roblox, Blocklands, Herbert Simulator, Goat Simulator. A mai intrat încă unul. Adică mi-am pus și o lăse pe aici. Să vezi și tu pe la mine, să vezi că l-am decorat. Acum nu pot, mai târziu când mă mai golesc eu puțin de stoc. Hai să cumpăr și un smartphone și mă zgârcesc. Cumpăr două tablete, că sunt destul de scumpe. Am cumpărat două tablete. Tabletele sunt mai scumpe de aici. Eu am 4 tablete, am 5 tablete. Bine, electronice sunt mai scumpe. Ai poate cumpăra că îmi trebuie bănuți. La rac ce poți să pui la rac? La care rac? Rac capa. Poți să pui piese de mașină. La display table. Poți să pui telefoane și astea. Deci aici pui telefonii. Da. O să trebuie să strâng 7000 ca să... Păi, dar o să ceri stocul ăsta meu, eu i-am pus să ducă să ia comandă și să nu se duce. Ai mei sunt buni restocării, ascultă. Bă, deci, ia să, deci, eu sunt, gata, deci, se duce. Să vă spun ceva, deci eram obsedată de Murder Mystery 2, să vezi că mâine când o să deschid calculatorul, primul lucru este să intru pe jocul ăsta. Deci spuneam lui Muturuc să filmez un episod cu Murder Mystery 2, nu? O să mergem și acolo, dar mie... Deci eram nebunită după jocul ăla. Dar și acum sunt. Ești maker, adică știu ascultători, dar... Bă, mi-o halită... Băi, și eu ăștia smart TV-urile. Oh my god! Să cumpăr vreo 5 la... Să vă spun ceva, zici că e coadă de la McDonald's. Am cumpărat 5 electronice ca să... Pa, Muturuc. Ce? Eu te ses. Pa. De ce? Pa, pa. De ce vrei mult dormi? Nu știu de ce este, dar... Deci este un copil care se învârte într-un încerc. Băi, când fac bani, să vii la mine să lucrezi la casă, da? Ca să-ți dea salariu. A, da. Dar și aici. Acum pot să-mi iau de asta. Nu, 5. Ok, pe cam. Hai că dele pe val. Bine. 1, puni repede și tablete și smartphone. Bă, deja am destule, dar uite, nu mai am sode și trebuie să cumpăr 5 nouă de sode. Mi-am luat 3 tablete, cred. Mi-au golit toate sodele ăștia. Deci dacă nu mi-am luat vreo 8 tablete sau nu mai știu că 3, am luat 3 tablete și nu știu de ce am 6 tablete. Și am și smartphone. Bă, pune și tu tablete. Păi am 3. Stai puțin, ce face managerul? Trebuie să pun box. Fira. Da, o să-mi pun un manager să lucreze, da. O să văd, o să-mi pun un birou de manager special pe acolo. Dar nu acum. Mă sună iar Radu. Radu, vii iar? Și am revenit. Hai mă, pe bune! Nici un minut. M-auziți? Radu, a venit iar. What the fuck? Adică m-auziți? Da. Delia, eu mi-închid magazinul și vin să lucrez la tine, da? M-auziți? Mă duc să lucrez pe la Delia, da, te aud. Deci pleacă Radu și peste 30 de secunde, cred că 30 de secunde apare din nou. Sau într-un minut, nu mă știu. Radu, hai repede. De la cât ai plecat, Radu? Gata, s-a golit. Bă, nu știu. What? Radu, hai repede. Ia, stai un pic. În fața mea să văd cine este. Du-te repede și-l pe ăla înapoi de acolo, așa. Eu mă duc pe la Delia să o ajut. Și vin și pe la Radu după aia. Are 5000, Radu? Nu-i de început, dar când îi dă load, nu mai are.
Hai Delea, du-te și mai uită-te pe acolo prin magazin pe la, pe la mine. Da, adică dacă tu ești casier, mamă, eu tot. Ești, bă, Delea, ți-ai pus ăla. Du-te pe 4. Și ia-ți un restocker de ăla. Cât costă? 20 pe minut. Oh. Ia-l, măi. Pune să scriu niște cifre, câte minute? Nu, apasă, nu, nu câte minute, cât să angajați. Știi? Pune doi. Doar unul, pune doar unul, nu atâția. Bine, și după aia ce fac? Tu când cumperi o să restochezi de itemele, restochează automat, știi? Bă, deci mi-a arată doar o persoană și acum ce fac? Deja o lucrează da, și când, deci eu să lucreze, când tu cumperi un item și ei ți-l restochează, știi? A, uite-o persoana asta, uite. Se restochează automat. Uite-o pe asta. O vezi asta de față mea. Aproape zici care e culoarea de la ocean-ul meu. Că așa are culoarea de la ocean, cred. Oh my god, da frate. Și poți dau click pe ea și aduce ea cărți de astea? Păi nu, trebuie să te duci la sapli, cumperi dacă nu mai e stoc și ea se duce la ăla cu cutii și le ia și le pune la loc. Cumpără niște cărți, să vezi. Bine. Ai luat? Stai sau poți să-mi iau video game? Da, ia video game, să vezi cum le pune ea. Ai luat? Stai un pic, nu. Îmi iau 15. Oh, am luat 14, firă. Da, 14. Și acum ia uite la ea, zis cum le uite. Se duci la cutie, stă așa un pic, dar nu știu de ce vrea să iasă. Ia uite-te. Uite-te la ce facem. Uite. Stai. Ai restuchează de ea, la un moment dat. Bă, eu tu și tu, ia să... What? Nu știu să ai... Oh, intră pe spate. Bă, deci... Uite, uite, și acum le-o lua și se duce și le pune, uite, ia uite. Nu, nu știi ce a făcut? Doamne, ferește, Dumnezeule, deci a ieșit afară și a intrat prin perete, deci a fost, uite-te la, vină un pic la mine. Stai, să nu pierdem, angajați. Scoate și bagă iar. A, știu ce ai făcut. Scoate ăla, dai move item la ăla, deci apasă pe 5 și dai move item și rotește-l ăla, că l-ai pus greșit. Ce? Ce, și mă? Dă rotate la ăla cu cutii, că știu de ce nu-ți merge. Da, păi frate, cum dau rotate? Dă rotate și dai click pe ăla și apasă da, rând. Cum fac ca să apăs pe ea și după aia să-i dau rotate? Deci pe 5, dai move item și dai click pe ăla și dai rotate. Prea în față. Gata? Da. Dar e rotate așa. Și acum uite la asta, să vezi cum răstochează. Ia uite la ea. Acum se ducă să răstocheze. Ia. Asta e ciudat, mergi pe spate. Uite, uite. Angajează-o iar, scoate-o și pune iar. Vine la workers, da? Da. Și mai cumpără un video game. Scoate-o și mai bag un. Am cumpărat, păi am cumpărat vreo 14 video game. Mai iau unul ca să fac oficial. Uite, e un băiat. Mai cumpără unul. Gata. Mai cumpăr un cupon. Motoroc! Da? E bugatul la mine în magazin. Mamă. Uite, uite acum zis cum restochează, fii atentă. Asta trebuie să restocheze, nu știu. Delia, vină tu la casă. Uite, ia-ți văd. Nu știu de ce nu merge, dar la mine ar merge. Ori pun eu. Cred că trebuie deci să, cred că pot să ți le restochez eu singur. Ia-ți văd, merge să le restochez eu, că ar fi tare. Uite! Le-am pus eu. God Simulator. Mă duc la mine. Bă, God Simulator. Mă duc eu, ceau. Merg la mine, la magazin. Bă, sunt doi pocați la mine în magazin. Oh my god, îl palește. Oh my god, cea ca de a luat unul. Deci la mine n-ai cum să nu... Ăsta devine deci palid. Cine, eu? Deci... Da. De ce zici asta? Păi deci mă vin doi bogați la tine în magazin.
Deci eu deja mă enervez cu ăștia cu care spun singur. A fetiță, ce mă, pe aici? Mamă, cât la mine, avem câți oameni la mine. Să băgate la Xbox-uri acolo. Mai încerc o dată, că poate nu merge. Mamă, ce m-am făcut cu bogații ăștia, bă. Ce? Am luat vreo 15 soda și acum trebuie să mi-i pună. Da, merge, yes! Mhm. Atât de puțin 15 soda? Mamă, a venit o grumă de oameni la mine. La mine au venit doi bogați și am scăpat vie. Și trebuie să mai cumpăr mâncare. Am cumpărat 59 de mâncare. Porcă, du-te acolo! Yes. Deci mi-a adus soda. Și mi-am cumpărat niște mâncare. Ah, gata, am pus. Am luat vreo 59 de soda și mi-a pus. Ha-ha. Poți să-mi iau și un casier? Nu, că stai tu la casă, n-ai nevoie, decât dacă vrei să pleci, știi? Eu am casier continuu. Da, știi, dar nu trebuie neapărat. Pus eu am doi work, doi care pun alimente și un casier. Nu trebuie doi la Vita mai casa. Păi da, mă, dar tu știi că dacă la mine vin doi bogați. Uite, ăștia cumpără și motoare și... Eu deja să-mi cumpăr semnul ăla nou, acum am dat upgrade. A schimbat ceva. Nici mi-a folosit o mie de bun. L-am luat. Ia uite, Altex, cum scrie afară, ia uite. Ah, nene, uite cum scrie Altex afară. Doamne. Ai văzut? Delia, de ce ai dat banii degeaba pe o chestie de aia cu... Cu ce? Cu semn. Eu n-aș da banii pe semn. Vă dor în cur. Ce semn, mă? Semn, să-ți măre semn. Ba da, ți-a duce mai mulți clienți. Atunci am mărit semn, dar să vedem cât costă upgrade. Mamă, deci când eram așa să văd cât costă să-mi fac să fac magazinul mai mare, a apărut o mașină cu doi copii și doi părinți. Da. Să încarcă tabletă. Gata, mi-am făcut și-o de la cu Carrefour. Uite-te, mă, te rog. Ia. Yeah. Na, clienții se vor duce și să servească singur. Mhm. Uh-huh. A mea e din piatră, e mai mare. S-au vândut aproape toate ciocolatele. Îmi trebuie mai multe video games-uri. Eu am destule, am tot stocul, am zis. Poate, ce îmi iau și de ăsta pentru head? Eu am de toate în stoc. Să văd unde pun ăsta pentru head, în ce... Am chiar de toate. A venit Avesom, guy. Bla bla bla, care are 2300. A venit la mine, mă. Dar nu are să-ți cumpere ăla. Dar cum a plecat. Da, îl văd. Păi eu nu știu unde să... Ce mai mare magazin din joc, deci nu vine la mine. Nu mai am videogame-uri, să cumpăr eu niște cărți. Books. Unde n-ai să pun eu de asta pentru... Pentru ce? Mi-am pus să fix aproape în mijlocul la intrare. Nu! Delia, asta nu mai cumperi nimic, o să pierzi jocul. Nu mai... Sper că mai e stoc. Oh, doamne, așa. Da. Oh. Mamă, de ce l-ai pierzut tot jocul? Și nu o să mai pot să intru? Ba da, dar trebuie să-l recep de la început. Nu e nimic complicat, că de-abia am... Deci dacă n-am început, deci de la 7 am început să joc, nu? Sau de la 8 fix? Sau, nu știu, cred că pe la 8 am început să joc. Jocul ăsta și deja am mulți bani. Dar unde e stocărul meu? Ce faci ăsta? Bă, uite și tu, deci de la minus 15 am ajuns la 6... La numărul ăsta care l-am eu acum, că nu pot să spun deoarece... Băi, ai făcut mulți bani, chiar. 655. Da. Bere-mi un pic, că mă o să beau niște apă. Bine. Mai bine îți aduce apă lângă tine. Cum o am eu. Ah.
Elia. Ai că... Ce fac clienții tăi? Deci am cumpărat polorii și pe ăsta te zici că nu-și face nimic. Aha, mă, că pun eu dacă... Deci știi ce face managerul? Managerul face ce fac eu. Aproape tot, deci îl... practic, îi zici să închide magazinul, el cumva îi dă afară. Sau nu știu, restochează automat. Dar eu nu-mi iau acum managerul. M-am reîntors. Bravo. Mai sunteți? Mă truc? Da. Așa, mai sunteți aici. Eu încă mai lucrez. Și de ce am două tablete și nu le ia nimeni? La mine vine lumea, am de toate, am tot ce-mi trebuie la Carrefour. Și eu am de toate, numai că nu mai am pălării și o să cumpăr acum. Mai cumpăr eu aici pălării. Era, trebuie să fac aici o ordine pe bun. Gata, am mai niște 5 pălării am luat. Nu uitați cum se duce la meu și restochează. Gata! Mamă, deci vin cu sutele la mine. La mine. Cu sutele? Nu mă-ți vezi! Aha. Deci când mi-am băgat semnul ăla, vin mai mulți. Păi da, am băgat și eu semn. Vreau să-mi iau un semn de la cuzit. Uite cum ai tu, mai dar tu. Nu, te costă 5.000 ăla. Eu i-aș recomanda al Delia să-și ia pentru că ai nevoie de mai mulți clienți ca noi. Da, vreau să strâng 10.000. Ca să-ți iei, să-ți faci tu peretele ăsta. O să învăț pe acum să-și facă peretele, numai că trebuie să facă... Vreau Delia, 10.000. Pentru perete îți trebuie 15.000 maxim. Ca să-ți faci și zona nouă să mai și construiești, că e cam greu. Mă rog, eu vă strâng 10.000 ca să fac magazinul mai mare. Da, păi asta e și ideea, că eu... Deci, magazinul meu, înainte era până aici, unde vedeți voi, că se termină asta. Până aici mi era și acum uitați cât de mare. Pentru că era a mea, cum este a mea, nu? Păi da, era cum era ei, dar acum avea ei mai mare. Deci vreau să spun că mi-am luat de asta pentru pălărie. Și nici că managerul meu nu face nimic. Ți-a luat manager? Scuze, nu manager, scuze, roz. Mă rog, o să managerul îți trebuie tot ceva ca la Aristocar, special. Îți trebuie birou care costă 2000 ceva. Da, știu. Nu lasem de asta și ăsta se plimba în cerc când eu aveam și pălării la mine și nici că nu vrea să le pun, am 6 pălării. Mamă, deci clientul la mine. Deci a schimbat, frate, deci nu, deci tableta era aici unde erau tabletele, era în mijloc, da, și am pus asta pentru pălării fix în mijlocul drumului. Eu mai să mai țin magazinul. Eu mai țin magazinul deschis. Trebuie să mai iau food, asta mă interesează. Da. Și vreau să spun că nu putea să intre nimeni, că era aia pentru pălării și am modificat, am mutat asta casa, am mutat o lângă dozele mele. Trebuie să te uiți tu. Și tabletele am mutat în locul unde era casa mea. Casa mea de morcă. Și a schimbat totul și acum merge. Uată! Eu mi-am luat de asta. Uite, pe tipa aia bagă anvelopa acolo. Doamne ferește, bă. Deci a intrat una pe aici. Și mă rog, trebuie să vii la mine neapărat. Acum îl închid. Uată! Vino repede, frate, deci... Ăștia trec prin casă. Ești nebun? Deci trebuie să fie acum repede. Că... Păi vin acum, hai. Mă enervează persoanele astea, vreau să... Îi dau close pe bune, deci măi... Și ciudat, stai, aștept să vii tu. Și cel mai ciudat persoane. Și copil, uite și tu. Deci au intrat prin asta și au venit aici. Să se joace la casa de marcat. A, păi stau aici și marchează, știi? De ce vin aici și stau. Mă, te rog. Da? Acum am pălării, am haine, am de la de mașină, am telefoane, am dulciuri,
Am jocuri video, am doze, am de la congelate, am jucării. Doar de toate, ca mine. Și ai electronice, electronice ai, n-ai. Ba da? Ia. Am telefoane. Nu, nu electronic. Electronic, Xbox, Smart TV de astea. A, am avut. Dar nu mai ai, deci n-ai tot. Mamă, cât fanzi la el. Mamă, o să da magazin. Ce? O să da magazin. Carrefour, mă, Carrefour. Da. Hai la mine să vezi acum că... Oh my god, s-a spawnat o mașină lângă mine. Ia să mă duc eu la Delia. Du-te la Delia și furi tot. Mă enervează asta. Asta de marcat. Delia. Mâinile sus! Jof! Hop! Ciurdește! Ciurdește tot! Fugă! 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 Doamne! Ferește! Păi te rog! Băi, nu veni, nu mă jefui, că eu am gardă! Ciurdelă! Mâinile sus! Pac, pac, am furat tot! Pac, pac, mă duceam repede acum și dădeam cu de-aia, n-ai furat nimic, uite, stai aici! Da? Pac, mare pumn în cap! Și tot în cap! Băi, ce se preface? Mă să înjefuiesc magazinul. Alor. Muturuc? Da. Mă să înjefuiesc magazinul. Oh! Da. Asta e, deci mă întrebam de ce nu vii persoana la mine, că era acolo. Tu știți că puteți face combinații, adică spuneți mai multe pe raft, ia să văd. Nu poți. Ba da. Cum faci asta? Ia să văd. Sunt curios de asta. Nu poți să mă înțelegi. Ba da, ia să văd. Asta e surd. Hai să văd. Ah, nu merg. Era tare. Vedem acum că îmi zicea. Mă, magazinul meu e un succes. Aproape. Și al meu e succes. Nu prea merge bine. Merge cu clienții, dar merge cu stocul, că mi-l fură. Pot intru un bogat, acum s-o rupt. Bine, am tot, am una din fiecare magazin, numai că nu mai am pălării și nici de alea de mașini, adică mai am una de mașini. Și nici de alea de mașini. Ce-i Iulie ăla? Un prieten român. O venit Temi la mine în magazin. Bă, nu m-am nimic în magazin. Da, nimic. Mi-au luat ăștia tot, muturuc. Și seamnă tot, tot. Domnule, n-a venit. Băi, închide magazinul repede. Nu, gata, că l-am restocat. Meu, domnule. Asta înseamnă să ai valoare, de-aia mare. O vei bogatul. Oh, ai pierdut jocul. Nu l-am pierdut, dar dacă erau vreo 6 bogați, l-am pierdut. Știi că dacă sunt 6 bogați, aia își ciordesc absolut tot, nu? Da, păi închid tot. Bine că am bani, știi? Mm-hmm. Băi, bogatul a luat o pălărie nouă. Hai să ce mai cumpăr ăsta. Sodele se vând foarte bine. Sodele sunt cele mai șmecheroase. Aha. Ia să vedem ce mai faci, muturuc. La mine vii? Muturuc. Să nu te prind. Bă, ciurdeală! Du-te de aici, că am bogatul, îți dă bogatul, îmi bate să te cap. Mă bate cu bani, mă îmi dă cu bani în cap. Da, să te zgârie. Stai cu hârtia. Uite, bogatul a luat o polărie de bogat. Da. Nu mai vreau una.
Asta înseamnă să fii bogat. Eu zic de peste au luat ăsta. Luat și un peste 4, gata, au plecat. A, poți să schimb, poți să-mi schimb dublător, ăsta? Cred. Oh. Da, poți. Da. E. Unul a luat o tabletă incredibil. Deci am, deci aveam vreo 6 tablete și mi-au luat 3 tablete din 6. Și am cumpărat vreo 3 tablete și mi le ia nimeni. Deci am cumpărat 3 tablete și mie mi-a pus pe asta pentru tablete. Dar nu mi-a nimic, adică tabletele sunt siguranță. Tablete, că eu am cumpărat 3 tablete, adică what? What? Bă, unul a cumpărat o mască de asta de... Să nu-mi vine... Ăla cu drujba, frate, nu-mi vine în minte. Pălării? Da, știi, masca care are motorul ăla cu drujbă. Da. Stai un pic, stai așa că știam. Jeff Killer. Da. Jason. Nu Jeff Killer, mă. Jason, mă, Jason, așa. Am zis Jason. Așa, bă, unul a cumpărat masca cu Jason, masca lui Jason. Și la mine a cumpărat un masca lui Jason. Și la mine a luat o grămadă. Ce vezi, nu a venit Jason să cumpără o mască de Jason. Să se costumeze, să nu recunoască lumea. Băi, deci era pe YouTube, am uitat un video și era unul noapte, știi? Și se ducea după unul, știi? Da, păi era unul și acolo mai era încă unul care era cu ăla și ăla era cu ăla, bă, dar mi-ai dat o logică. Oh my god, a luat o notiță asta de televizor. Eu scot toiul și bag. Mi-au luat toate jocurile video ăștia. La mine e plin magazinul, dar plin, absolut. Eu mai cumpăr niște video games să le pun acolo. Te-ai dat clau și vin la tine, motorul. Vin la mine, să mai punem o casă de marcat acum. Închid magazinul și facem casele de marcat. Ca să vină și de alea să lucreze. Acum să vedeți voi ce bani o să pierd eu. Cât o să pierd, să vedeți. Bun, magazinul acum e închis și uite câți am sunt. Delea, vei lucra puțin la mine aici, că avem de făcut treabă. Dar primești și eu bani, nu? Da. Deci eu fel de ziua salariului și îți dă vreo 10.000. Păi, aici o casă de marcat aici la... Acolo fac, în zona aia, știi? Înțelegi că să vină la mine, special. Păi da, deci punem acolo două case, pe asta o muci, știi? Și o punem acolo, să fie ca la Kaufland. Nu când intri să fie ca să marca fix în fața ta, îngă ușă. Eu pot să spun lucruri? Da. Da? Ok, haide, eu l-am lăsat pe aici. Ok, stai să scot restocker-ul. Să plece acasă. Așa. Și acum demulăm, ia să vezi de ele acum. 3, 2, 1, da. Și... Mamă! Asta e adevărat magazinul. What? Acum să vezi ce. Ei, eu am cumpărat ce să punem. Oh, și nu. Oh, nu. Sper că i-am cumpărat Xbox de ăsta pentru. Stai puțin, stai puțin, că e ciudat. Păi eu n-am zona aia cumpărată, am uitat, eu n-aveam cumpărată. Gata, mi-am cumpărat zona de aici. Eu n-aveam cumpărată, știi, și nu mi-a mers. Bun, Delea, pregătită? Da. Și acum vine că o să vină o mașină în 3 secunde, să zicem. Una... Yes, am închis. Și aici pot să ce vreau? Punem aici casele de marcat, da. Bă, acoperișul. Păi stai să pun podeaua. Să pun aici niște marble de-asta? Bă, haha nene, Radu, treci aici un pic. Treci repede aici. Și ce vreau să pun? Fii atent. De ce? Da. Să-ți iasă toți, oamenii din magazin să cumpere și apoi dau close. Să vin și la voi. Hai da? Să pun asta acoperișul, Delea. Vreau să sar pe capul ăsta și să treacă pe... Deci eu dau o grămadă de bani pentru chestia asta și mă costă și casa de marcat. Stai că eu dau reset. Ok, acum trebuie să mai cumpăr o casă de marcat. Delea, vino aici. Delea, vino înapoi. Bă, vin, te așteaptă. Am să mai cumpăr o casă de marcat. Deci fix, aproape fix la marketul tău,
Fete, pot să fac ce vreau eu, dar... Ok, și pe asta o mut acum. Nu pot să... lasă-le acolo, lasă-le aici. Stai că o mut, așa, știi, vreau să zic. Pune aici, pentru smartphone, oh, nu! Pentru... Oh! Bravo. Te-ai băgat tu! Dar eu n-am făcut nimic, mă. Gata. Bă. Bă, vreau să-l pun aici. Bă, hai să-l drumuzin aici, mi-a să cumpere. Cum ar fi? Pune aici pentru smartphone și tablet. Uite, fix aici, în locul ăsta. Hai, bă, dar stai să mai bag una, să mai bag una. Dar stai să-l drumul, mă, bă, aici partea asta e ideea. Stai, că nu prea mai am bani, știi? Bă, deci aici e partea asta cu... cu Alelia, pune-te la casă, repede. Stau la casa asta de aici. Tu du-te la aia. Și în dacă sfârșit, am două case de marcat. Să-ți dau un save. Bă, nu mă, stai tu, ai mutat casa de marcat. Aș pune 3 când o să mai am bani, o să mai fac extra, o să mai fac o extindere. Și atunci o să fac eu zone speciale, știi, acolo o să fie zona cu mâncare, undeva va fi zona cu astea și așa mai așa, știți? Voi faci așa. Vreau să fac o 10.000 să fac și o dită mai în marketul. N-am loc, frate. Hai să vedem cum acum cum vin ăștia. La casă de marcați vin special, știi? Hai să mai bani niște. A, nu. O, nu, stai că o să... Ai, de capul meu, am făcut o idee proastă. Dar nu e proastă, proastă. Bine, pa. Delea, nu vin la casieri aici. O să bag 2 casieri. Delea, pune-te acolo ca să nu plătesc 2 casieri. Pune-te acolo cu casă de marcat. Așa. Că mai vine un casier și lucrează aici. Tine. Așa. O să stau cu 2 casieri de acum și... Fără restocări. Delea, pune-te la loc acolo, că nu mai am bani. Păi, și casiera asta ce face? Asta nu-i casier, asta e restocăr. Funul. A, Radu! A plecat. Băi, am multe să fac bani la mine. Mai cumpăr un casier. Păi scori stocker-ul. Pune stocker. Ok, am scos stocker, am băgat casierul nou. Păi stau cu 2 casieri atunci. Așa. La mine e... Open. Și... Și nu a venit nicio persoană, cred că nu eram atunci. E 8 seara. Uite, mă, că se duc ăștia și bagă cardul acolo, perfect. În sfârșit vă și eu mai magazinul ăsta mai liber. Vă magazinul mai liber. Stați secundă să mă gândesc. A venit mai mea pe fundal, iertați-o. Bun. În sfârșit am și eu dita mai magazinul. Așa. Delea, cum îți merge? Pe. Acum trebuie să mai cumpăr haine, deci e imposibil aici. Bine, și am o grămadă de casiere, asta e bine. Deci o să iau, deci ce fac eu? Eu o să iau un casier. Și o să fiu restocker, într-un fel. Delea, păi dacă ai o casă, stai tu la casa aia, nu-ți trebuie casier pentru aia, știi? Bă, dar bună ideea am făcut eu aici cu asta, e chiar bună. Adică eu sunt restocker și când pot mai pun lucruri, înțelegi? Ca să, că dacă ieșeam persoane la casă și eu trebuie mai să mai pun lucruri, păi, păi nu da. Să fii să faci 2 lucruri în același timp. Și așa că pun lume casier. Bine, da, știi că pe viitor va trebui să faci dita mai, bă, știi, atunci va fi greu. O să mut eu casierii ăștia mai pe aici și o să pun aici un de la cu fis. Dar la mine nu vine nici persoană. Dau open, close și după aia open. Mi-au luat toate sodele. Îți spun câte mai am eu? Deci am 38 din 80 de soda. Bă, dar vine un pic, vezi ce lăguit un pic jocul ăsta la mine. Vine un pic. Păi stai că trebuie să restochez, că am pierdut tot. Stai să închei magazinul și să... M-am blocat în raftor. A, gata.
Oh my god, câte persoane au venit. Deci au venit cu cozile aici. A venit o mașină și cu, spun câte persoane. Una, două, trei. Stai. Deci una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Stai, mă încurcă. Deci cei mari, 1, 2, 3. Trebuie să restochez tot magazinul și să stau cu mine. 5 persoane și un copil într-o mașină. Dintr-o mașină. Trebuie să mă apuc să restochez și o să pierd mulți bani aici. Trebuie food acum. 10. Mamă, ce greu se vinde astea cu video game. Să mai iau 5 toi, să mai iau 5 jucării de astea ca să nu pierd. Ai băgatul, te rog. Dar ce fel de mașină? Stai, cum arată mașina lui băgatul? Cum vine pe jos? Nu știu, e normal, numai că să-l vezi cu căciulă de aia. Da, știu, am văzut la tine. Mi-am făcut stocul, iară. Așa. Ăștia vin și... Hai că vin pe la Delia. Deci vreau să-ți arăt aici, frate. Deci jocul ăsta e un pic laggy. Deci are lag, pe bune. Nu știu cum, dar... Nu știu. Păi una nu mai are pereți la magazin. Ai vină mai repede. Deci fii atent, da? Pregătește-te. 3, 2, 1, intră aici și uite-te aici la casier. La casă. Uite și tu cum ai intrat în asta. Bă, uite și tu cum ai intrat în postea pentru tabletă. Bă, dar zbă... Dacă-l pun aici... Bă, tabletele tale zgâriate. Da. Bă, dacă pun aici acasă, nu pot să pun că e pasta, frigiderul ăsta. Ai vino, bogatule, să mă îmbogățesc. Vin să mă ajut, te rog, la mine acolo. Bine, că... Numai să... Fii tu casierul, să mai pune un casier acolo. Bă, tu vezi că la magazinul ăsta din lateral, unde mă îndrept eu, nu-i zis? Da, am văzut aia, hai. Asta e casierul tău? Da. Pun de acolo. Ăsta care lucrează. Deci, își pic șopan. Bă, muturuc, știi ce faci? Muți, uite, muți casa asta de aici, o muți acolo, aici. A fi nebogatul! Pute repede! M-aș muta-o, dar zic să fie mai, deci, mult mai ordonat, știi? Deci dacă sunt casier aici, primesc și bani. Și primesc și eu bani și tu, nu? Da. Sau cum? Nu, eu primesc bani, dar tu primești bani la ziua de salariu și îți dă mai mulți pentru că ai lucrat, știi? Da. De ce stă acolo, bogatul? Nu știu. Babă, să fac faliment cu ăsta. În sfârșit o lua cineva tableta aia. A să mai iau niște electronice, că am nevoie. Păi da, mă gândeam mai... Uite, ce mă, știi ce mă gândeam? Uite, în partea asta. Am apăsat doi. Ier banii, stai jos, că încep să pierdim bani. Uite, în partea asta unde suntem noi, să fie cu electricitate, cu lucruri de-astea, cu... Păi da, eu să mai fac căgurii de aici și aici o să pun doar la mâini, știm? Înțelegi? Și cealaltă parte să fie... Și roci pe... O să fac aici upgrade, știi, să-mi pun... Și cealaltă parte să fie jucării, tablete, video game, de-astea, mâncare. Înțelegi? Și aici o să mai fie și roci, gaz. Uite, a cumpărat cineva gaz. Stai să văd să nu fi halit ăștia tot. Ok, nu prea mai am food, să mai iau. Am o mașină. Mă iau niște food acum. Stai, a plecat bogatul? Nu, e încă aici. Ok, când o să plece mă duc repede. Uite că vin persoane. Că nu știu de ce credeam că nu mai e casierul. Da, stai uite, acolo acasă, că o să vină, când sunt cozile inferne, o să vin aici. Dar aici casierul plătește aici, dar rămâi acolo. Bă, dar vine la casierul ăsta. O venit și la tine, uite, o venit și la tine cineva. Deci e prima dată că vine la mine.
O să mai vină mai mulți. Bă, copilul a cumpărat o Coca-Cola. Normal. Copilul, dar unde și părintele? Nu știu, dar și eu obișnuia să mă duc să-mi iau. Bă, da, bere. Deci asta am văzut că venea și lua bere. Oh, nu mai am haine. Uneori îți vin eu la tine să lucrez. Deci mai îmi trebuie și haine și mai îmi trebuie și destul de mașină. Gata, am luat și piese de mașină. Oh, și mai trebuie și toys de astea, că nu mai sunt. Gata, am luat și toys. Eu nu pot să cumpăr. Du-te înapoi la casă repede, că închid magazinul. Hai că bogatul mai este, mă. Nu mai este. Eu acum o să închid magazinul și merg la tine și lucrez. Mai... Dar trebuie să-mi mai pun o casier, sau... Păi nu, dar mă costă și am nevoie și de restocker și zic, dacă te-am aici, de ce nu? Dar ai, poate, frate, 11.000 de bănuțe, cu 11.000 de bănuțe mai puteți... Păi da, dar vreau să economisesc să-mi iau următorul semn, deci stai să văd ce să-mi iau următorul. Să-mi iau, deci următoare o să-mi iau o parcare, care mă costă 5.000, da? O, 10.000 mă costă parcare, deci trebuie să fac 20.000. Acela 20.000 fac ușor, 20.000 o să fac. În jocul ăsta nu se fac greu bani deloc. Ba, să mai cumpăr un loc de ăsta, spațiu, de parcare? La magazinul meu? Nu, nu lua de parcare, că degeaba. Nu de la parcare, mă, pentru să plătesc ca mie să-mi fac magazin un pic mai mare. Nu lua, că trebuie să-ți dești tot peretele, haide că închidem. Merg la tine acum, hai. Da, dacă iau de asta, trebuie să-mi pun și o perete sau? Da, trebuie să-ți-l cumperi. Pe Lumber, va avea spațiu. Dacă îl cumpăr, bă, când îl cumpăr, nu e evident că primesc cu tot cu perete. A? Nu. Nu primesc? Nu, trebuie să-ți-l demolești să faci tu iar. Tu treci tu casier, schimbă da? Schimbă casierul, da. Hai, du-te. Nici nu s-au făcut roșu pe culeț. Uite și tu mi-au golit totul, uite-te un pic! Păi cumpără ea repede! Mi-a golit totul! Restochează repede! Da, banii ăștia restochează tot! 17 video game, smartphone, 17. Băi, o să mai am doar un parcare și o să pot să-mi iau aia, mă, parcarea aia maximă cu 20.000, vai! Da, hai că pun. 1. Aia mă costă 25.000, deci mă costă mai mult. Să pun electricion sau food aici la asta din față? Pune food, că e mai ieftină. O veni clienții, pune re... O, mă! Că îți pui și din freezer asta. Să ieși frozen food și soda, așa, și pune soda aici. What? Pune food acolo. Gata, am perfect. Am 17 de fiecare. Hai zi la clienții acum. Stai că eu, este deschis. Păi da, e deschis, dar mă ce să știu. Uite, primii clienții, clienții! Mă doar încă de clienți. Au venit. Fasole este pentru noi, deci mie n-are voie să ia fasole. Fasole este pentru armată. O, așa, bravo cum arată. Știu, deci am în total, spun, deci... Dar nu mai cheltui bani, păstrează-i. 8 plus 18, deci aveam 26 de smartphone, că când am luat smartphone, credeam că poți să-l pui aici, unde poți să pui cărți. Înțelegi? Și am luat vreo 18. Tabletele ar merge acolo. 8, deci am luat... Nu, stai un pic, aveam 20. Bă, ar trebui să vinzi mașini, știi, să ai un garaj, să vinzi mașini. Deci, eu am 23 de smartphone. Să nu știu chiar. Ia! Să... Ce? Du-te la casă! Ce? Hai că a venit lumea. Am uitat să pun pălării, sau s-au vândut. Nu pune, că pierzi bani. Nu, că am avut, am cumpărat. Dărea este full restocată. Bă, știi,
cât costă un full restock la mine, să am toate din toate, știi? Vreo 25.000, că am zis mai magazinul și să restochez tot la maxim. Nu știu cam pot să fac asta, nu prea pot. Acum și mergem la mine, înapoi. Bă, știi ce facem, motoroc? Deci tu lucrezi la mine și eu lucrez la tine. Nu, că nu merge, poate se întâmplă ceva, știi, și nu. Stăm așa cu rândul și facem cu rândul. Mamă, câte persoane vin. Dă-i close de acum. Bine. Oh, câtă lume. Și merge la mine după aia. Stai, nu te duc acum. Nu, mă uit aici la urza mea. Poate-ți vine bogatul, dar... Bă, eu chiar vreau să vin, nu? Dar am închis, mă, eu... Deci eu am închis. Când faci 3.000 de dolari, să ții un self-register ca să se înregistreze automat. Gata, poți să-l... Mergem, hai. Hai. Mie-mi plac, deci, dacă vedeți că episodul ăsta foarte lung... Vă dați seama că, da. Îmi place foarte la... N-am putut din jocul ăsta. Bun. Casier așa. 3, 2, 1 și l-am deschis. Ce alt casier, mă? Uite-l aici. Atunci, deci stai, că tu ești maker, mă. Tu ești maker. Îți spui și restocker. Păi trebuie, știi? Și într-un fel tu ești managerul. Da, dar poți să ții și managerul, dar managerul restochează automat și nu trebuie să mai ducă. Bă, deci dacă ții restocker și manager, casier, bă, frate, tu poți să te plimbi prin pe aici. Bine, pe dar trebuie să le cumperi, știi? Da, frate, deci tu cumperi în avans. Bine, dar la începutul jocului e o fază. A începutul jocului nu trebuie nici casier, nici de-astea, știi? Pentru că... Da. Bă, vezi că a intrat Iulie, prietenul tău. Da, are puțin bani. Mai am nevoie de pălărinul. Mai am nevoie de video games. Ia-ți. Să iau food. Și toys. Așa. Gata, am cumpărat ce trebuie. Foarte frumoasă zona asta, știi, m-am gândit să fac chiar ca la Auchan sau chiar la Altex, așa cum au ei, știi? M-am gândit că zona asta e perfectă să facem așa. Și când o să-mi fac eu upgrade în zona asta cu 2000 pe la vreo 22.000, atunci să vezi că pe aici, știi ce o să fac? O să fac locul ăla cu ce să fac? Cu haine și cu pălării sau nu. O să fac ce să fac acolo? Deci aici e locul cu electronicele, acolo o să fac locul cu haine, da. De le vină la loc. De le unde duci? Demisionez. De ce? Frate, deci primesc foarte greu, foarte, foarte greu bani. Atunci am pun doi casieri și nu mai am un stocker. 580. Las că lucrez la mine. Bine. Mi-am luat un casier nou. Să poți tu să fii casierul și te mai auzi din când în când că vine. Când vrei să vii la mine să mai muncești, să-mi zici. Te primesc. Așa, mai bine mă duc eu și stau și lucrez decât să... Ok, nu mai sunt haine. Am o întrebare, de unde v-ați dat seama că ăla bogatul care are pălării... Cum v-ați dat seama că ăla cu pălărie e bogatul? Că are pălăria, știi? Și ăla întotdeauna îmi dă ce mai mulți bani, deci ăla e bogatul. Așa, i-a spus voi numele ăsta. Păi da. Mai am bani de niște piese de mașini să mai iau. Oh my god! Un băiat de aici, o persoană de aici care e băiat îmbrăcat în roz. Bine,
va fi chiar un băiat în realitate să fie îmbrăcat în roz. Am dacă... văzut, da, am văzut destui, mulți. Sunt, sunt. Sunt, da. Că normal apoiași le-ar plăcea albastru. Mie îmi place albastru, da. Florile regi. Florile regi, spune eu, că le-ar plăcea la băieți. Alea putem ce-s la fete, da. Asta cred că e cel mai tare joc. Da, păi ăsta e jocul meu favorit. La momentul actual. Jocurile mele cel mai preferate. Murder Mystery și ăsta. Bă, le știi pe toate. Pe Murder Mystery îmi place și mie la nebunie. Deci într-una spune următorul. Filmează un episod cu Murder Mystery, așa. Hai, intru pe Murder Mystery. Deci îmi spunea el să intru pe Murder Mystery și deci vroia el să intru pe un joc de-a lui. Care, nu de-a lui, care joacă el. Și eu spunea după următoarea rundă și treceau vreo 5 runzi. Eu așa făceam. După că le-am, îmi plăcea foarte, prea mult. Păi da. Doamne ferește, ce fel face copilul ăsta în roz foarte deschis. Băi, dar acum trebuie să mai cumpăr mâncare, că nu mai e, deci o să iau vreo 10 mâncare de asta, că... Food. Să iau 5 toys. În momentul actual, ca nu-i se duce în jos afacerea, puțin. Da, puțin. Bă, știi ce mă enervează reclama asta cu Caroli? Da, e la tine? Și pe mine mă enervează, știi? Adică, nu cred că dau șase. De fundal, deci a schimbat, deci îți dă așa o melodie de bebeluș, așa, ta-ta-ta-ta-ta-ta, mă rog. Și schimbă versurile, că vrem 90% să, care să mâncăm de-astea. Mi-mi place Carol, mi-mi place Agil și de-astea. Mie îmi plăcea Fox. Și Fox e bună. Da. Agil și Fox e cel mai bune. Da. Și cei care se uită și cei care vă uitați și la vlogger și la, la gamer, vă spun să vă uitați la canalul Bianca Dam sau Tequila. Că face videoclipuri tari și la 1 milion de abonați o să sară cu parașuta și eu chiar vreau să strâng mai repede 1 milion de abonați și să sară. Că ceilalți au mai sărit, vor fi ele. Bă, dar știi cât costă, deci aș face și eu asta și mai că costă, deci zic în vară, când fac și eu vreo 1000 de abonați, de ce mă bazez pe voi aici? Deci și mă gândesc în vară, dar ca să, nu știu, habar n-am când. Ar fi fain, foarte fain, da. Uite câți bani am eu. Costă mult. Cumpără self-register. A? Cumpără self-register de la shop. Dai la 2? La 2? Nu, la 5 și dai pe self-register. Și ca să se, dacă nu mai e casier, se ducă automat, știi? Bă, mi-a golit tot, gata, închid magazinul acum. Nici tot de-l mai am. Stai. La unde îl găsesc? La customer service sau la display art? La customer service. Unde? Customer service ăla. Ah, self check check. Păi eu mai mini, deci primul, deci vino repede să vezi cum arată aici, deci vino repede să vezi. Deci îmi iau self check code. Vino repede să vezi cum mi-au golit ăștia, deci nu mai am nimic în magazin decât electron, ce vino repede să vezi cum ai ești. Închide magazinul repede. Oh my god. Deci în afară de lucrurile astea ai zero. Oh my god. Ce deci, două de sole. Deci, o să dau vreo două de pastă. Ai cumpărat o casă de marcat? E, bă, sună unul. Nu-l băga. Nu-l băga. Deci dau la 5 și de register. Da, self register. Register, mă, nu, self-register sau cum este. Nu, register, self-register, aia a doua. A doua? Da.
Adică self-checkout. Da, self-checkout. Cum naibii se pronunță. Dar nu știu să văd unde pot să pun. Băi, eu n-am unde să-l pun, muturoc, de unde. Eu trebuie să fac, deci eu trebuie să fac asta, sau trebuie să-mi fac magazin. Măi, deci acum eu mă restochez, la uitați-vă aici cum în viața reală cum restochează ăștia. Și aici e ca în viața reală. Muturoc, deci mie îmi pare rău, dar eu vreau, eu să-mi iau, o să-mi burătățesc asta, magazin. Mi-am mai luat 3 carpați din greșeală. Mi-l fac la, în lateral, mai cumpăr, ca în banuți. Gata, deschid la loc. Mai au niște cărți și atâta. Cărțile sunt mai ieftine și sunt mai sănătoase. Stai să închid repede. Close, e așa. Gata, vino la mine și ajută-mă să vină, ți-a rog, și muncește. What the fuck, e close și vin persoane la mine. Vino repede, te rog, și ajută-mă să muncești. Așteaptă un pic, așteaptă, da? Vino acum. Dar ce trebuie să, că am făcut magazinul meu un pic mai mare, în stânga mea. Hai cu pe el. Așteptă-mă că mi-am restocat. Dar pune-ți pălării. Ajută-mă măcar până pălării n-am. Nu. Cred că mi-a, ba da, mi-am cumpărat și nici nu le-am pus. Le-am cumpărat? Da, am cumpărat 3 și nici nu le-am pus. Mai știi atunci când, deci eu, când ai venit tu la mine, eu aveam pălării și nu le-am pus. Nu le-am pus, da, așa. În jocul ăsta, dacă țineți magazinul deschis 6 minute, se face plin. Ba, spun și eu ceva, frate, tu lucrezi la magazinul ăsta, stai și tu casier, adică... Păi bine, deci nu mai am ținut casier, stă doar unul, zic că locul ăsta de casier e pentru tine special. Da, logic că muncești și tu. Păi da. Bine, eu muncesc să stau ca restocker și ca manager, da. Hai să iau un iPhone, doar unul singur, smartphone. Unul singur, că nu vreau să pierd bani. Așa. Am pus aici smartphone, îți luat cine-l cumpără. Deci știi ce vreau să fac eu? Deci eu vreau să șterg. Când fac bani, o să șterg tot asta și o să las doar de-astea cu fructe și cu de-astea. Și o să pun acolo, deci știi ce vreau să fac eu? Deci vreau să-mi fac cu niște categorii speciale. Mă bag eu la caserie acolo puțin, așa. Ba nu, deci caseria asta care unde stau eu, ea e de urgență, în caz că sunt cozi de alea imense, știi, să vin acolo. Am făcut magazinul mai mare. O, să nu-mi zici că ai făcut, ai cumpărat încă un spațiu? Decât un pic. Trebuie să demolezi, ți le-ai luat de la upgrade? Le-ai luat de la upgrade? Da. Da, acum trebuie să ștergi peretele, dar nu-l ștergi, las-l așa. Când faci bani, atunci abia. Deci, eu am planul mare cu magazinul ăsta, foarte mare. Care o să dureze vreo 6 zile, 7. Noi facem, o să mă străduiesc să facă fiecare zi cât un episod cu magazinul. Fac o serie specială cu magazinul. Nu pot să pun sus. Mai am stoc. Dar mai trebuie niște pălării, hai să mai cumpăr. Cumpăr 5 pălării. Pun aici. Și 5 de astea de 5 haine. Hai, trebuie să zic că grați. Deci, eu vreau să pun aici o casă de urgență, în caz că știți voi cum la Auchan și la Profi și la astea, nu mai sunt locuri la caserie și vin mulți oameni, și vin un om aici și deschide casa și se strâng toți acolo. Băi, Iulie are pe locul 2 cei mai mulți bani. Deci, magazin că ăsta eu n-am văzut în viața mea.
E mic, da. În comparație cu alea din viața reală, e foarte mic. Și ghiciți ce? Eu m-am apucat de jocul ăsta acum vreo 6 ore. Bine? Nu vreo zi, că m-am într-o vreo zi face. Deci am făcut și eu... Băi, deci știi ce am văzut eu? Deci Delia, am văzut un om care avea un fel de cămeruță. Și avea o cămeruță tocmai acolo, știi? Și n-avea cumpărat alt teren, știi? Și acolo a făcut el-o de aia cu... Delia cu motor. Ăla e Iuli? Iuli? E român? Nu știu cine era, dar era în verde. Stai, ăla în verde, Iuli? Da, vino repede că sunt sub mașină, prins! Ah! Oh my god, oh my god! Oh. Oh, m-au călcat! Învârte-te într-una, full screen! Asta și fac! Apasă și să geți, sari, dă și jump! Hai de toate! Nu-mi dau reset! Oh my god, în sfârșit. Lucrează Iuli la mine, la caserie acolo. A, spune-i, vezi că și Delia este româncă. După aceea să vezi și zi tu. Zi salut. Frate, deci am făcut... Mă țin bine. Numai că nu mai am ăsta, cărți. Mai cumpăr vreo 10 cărți. Știți de ce vreau eu să iau 20.000? Să-mi iau parcare nouă. Să intre mai mulți oameni deodată. Mamă, m-a luat Smart TV-ul ăla! Ok, trebuie să fac stocul la electronice acum. Cumpăr 5 și 5. Ce? 5. Oh my god, stai că am băgat prea mult aici. Hop. Oh my god, mi-am făcut un ăsta plin. Mi-am făcut un ăla cu Xbox One și cu Smart TV plin. Cam așa arată. Bă, mi se pare puțin că sunt rău, știi, că-l pun să stai la caserie acolo. Plus că e caseria de urgență. Într-adevăr. Iartă omul că e bun. Știi ce fac eu? Deci dau drumul la magazin și eu nici măcar nu mi-am cumpărat lucruri. Nu-i da, că o să vină aia cu mașina și pleacă imediat. Oameni bune, facem o serie cu episodul ăsta, dacă vreți, dați like. Nu știu, de mă gândesc să fac o serie, vreți? Facem 2 episoade și îmi ziceți dacă vă place. Nu, au venit deja persoane. Au luat toți telefoane. Mi-au luat toate telefoanele. Băi, și o să-mi ia și Smart TV-urile în astea. Dar cum să vinzi tu televizoare? Bine, Smart TV-ul costă când naiba. Se duce la Elon Musk. Oh my god, mai am nevoie de astea, bă, de food. Mai am nevoie de 10 food. Că nu mai am. Aș. O să închei magazinul și vin pe la voi. Oh my god, e plină meu. În jocul ăsta nu trebuie să-l țineți permanent deschis, deci nu-i bine. Trebuie să-l mai și închideți.
Hai să mai iau vreo 10 cărți, na, nevoie. Box. Deci nu mă mai lasă să pun acoperiș. Păi l-ai vândut, ce faci? Trebuie să pești pe 5 și dai pe 6 și dai pe sellings acolo și pune la default ăla. Da, pun, da. Oh my god, am deschis Cortana! Hey Cortana! Show me the weather for tomorrow. Show me the weather for tomorrow. Am zis hey Cortana și mi-a deschis Cortana. Nici Cortana n-am zis, nici Cortana n-am zis, nici hey Cortana n-am zis. Ok, am închis magazinul ăsta. Vin la tine acum. Încă o zi cu succes. Mersi mult, frate, că nu mai am nimic. Mamă, ce magazin are ăla? Fake Starfish. Ăsta a pierdut tot jocul, Smartfish ăsta. Mamă, ăsta mă fură. Oh my fucking... Ah, dar are puține, nu are multe chestii ăsta. Și naibă, nu are nimic. Ăsta e falit. Ce are ăsta? Și-o-s falită. De fapt, ăsta nu are nimica. Să nu mai cumperi chestii. Gata, nu mai e falit. Gata, am luat nouă box. Bă, tipul ăsta n-are nici caserie, ăsta are doar de alea, self-registere. Am făcut asta și pot să mai iau caserie, mai pot. Bă, tipul ăsta chiar mă fură, are aceeași parcare. Și are același semn, dar să-mi iau un semn nou la 20.000. Mă duc să ajut pe Delia și mă duc la mamina la magazin înapoi. Uite, uite că angajatul chiar era la mine, înăuntru. Am uitat angajatul înăuntru. Bă, o să apară și genitori aici. Mă, și l-au făcut. Bravo. Ia, lasă-mă că vin aici. Dacă îmi cumpără tot din magazinul ăsta, e bine că o să primești bănuți. Și o să mai pot să iau lucruri repede. Delea și l-a făcut mai mare, da. Într-adevăr. Eu mă duc pe la baie. Stați că pun pauză și la videoclip și pun și îți dau și eu pe mut. Revin în câteva secunde. Persoane să-l bag și eu. Am revenit. Am zis că vin în câteva secunde, dar am venit la voi mai puțin de o secundă. Deci, da. Hai să vedem. Stai că vreau să-i dau un friend la cineva ca să pot să-l bag pe Iulie. Iulie n-are Skype, asta e păcat. Are Skype? Nu. Nu? Bun, haide, Delia, vină la mine la magazin. Doar pic să mai pun și eu lucruri de aici. Bun, eu mă duc și te aștept. Da, aștept. Tipul ăsta mă fură. Deci mi-a... Bine, magazinul e mai mare, dar eu am mai multe chestii și mai bune ca el. Ok, eu îl deschid. Deschide, vin și eu imediat, da? Gata, e deschis. Casa asta e de urgență, dar în special eu îți lăs de les să vină să muncească aici. Mamă, de ce? S-a bușit Iuli, nu știu cum, și a venit cu viteză sub mine. M-a ridicat. Hai, vină repede. Așa, dar vreau să pun aici un smartphone. Dar chiar eu mai am smartphone! Păi trebuie să mai ai niște piese de mașină, mai am vreo 3 piese de mașină. Trebuie să închid. Ce? Am închis, că sunt doar două persoane aici. Așteaptă un pic, că eu încă mai era deschis, înțelegi? Am pus eu lucruri aici, dar așteaptă. A, dar persoanele astea au plecat. Bine, hai că vin. Ești nebun de nimeni. Nu-i cumpără nimic. Fai că poți să-i stai pe geam și să-i vezi. Și mai vin și eu pe la Delea. Uite, vine Iulie aici. Bă, mai fă o casieră, uite, fix în aici. Vine un coace repede. Nu, aici vreau să pun ăla de manager, știu, o să vreau. A, și mă gândeam să pui aici fix una ca să stea și dar nu știu, aici n-ar merge nimic, știi? Lasă-l pe Iulie la casieră aici. Tu zi-mi aici. Tu-ți dau un job, stai să-mi zici ce nu mai este. Deci din ce vezi tu aici, să-mi zici ce nu mai avem. În afară de smartphone.
Hainele nu mai, aproape hainele nu mai avem. Ok. Dacă, deci dacă e 0-0 atunci, dar oricum la haine mai iau câteva. Bă, dar mai pune și tu pe raftul ăsta. Ce? Uite ăsta din fața mea. Oh, stai, mai vreo 3 electronici pentru ăla. Aici poți să pui 2 sau altceva. Nu, vreau să fac asta cu electronice special. Uite așa. Mă, mai prind aproape rândul de Xbox One. Păi Xbox, uite una după alta. Stai să mai bag unul, să văd dacă avem 4-4. Spune iPhone, deci spune imediat, știi cât iPhone am eu? Smartphone, am vreo 8. Oh my god. Cred, nu știu. Nu mai avem așa în rând. Deci smartphone din 27, nu știu, nu știu câte teste avem. Hai, pune smartphone. Eu te am Smart TV, am rândul de Smart TV tot. Bă, sincer, vreau să fac bani. Că am devenit sărac, adică aveam 4000 și acum am 280. Da, unde? Mă duc la mine și-l deschid. Da? Deschide și tu. Pun și lumină. Nu lua hainele, toți. Mai trebuie multă mâncare, hai să iau vreo 20 de mâncare. Mâncarea e cel mai important aici. Cel mai. Și o să mai trebuiască sode, dar nu acum, mai târziu. Și mai trebuie toys. Oh my god, mi-a golit și... de cap, mă. 5 toys cumpăr. Le pun aici. Cumpăr 10 haine. Le pun aici. Cumpăr 2 de alea de mașini, că n-am bani mai mult, și 2 și 3 pălării. Bă, frate, am trimis invitația lui Iuli și își dai seama că nici acum. Spune-mă lui Iuli să accepte invitația mea. Dar spune, tu, că... Stai, că i-am mai trimis odată. Ori are el full, ori am eu. Dar eu, logic, că eu n-am full, că de-abia am știut persoană. Ok, hai că mi-am vrea. Bă, au venit unul la mine în magazin. Eu am cel mai magazin de succes, că eu am cel mai mare succes aici. Bine, eu versus ăla, bine, că l-ar da mai magazinul, dar versus ăla e mai bun cât el. De exemplu, Delia, dacă lucrează, poți să mă înving, așa e? Așa e, Delia? Da. Dar între mine e tipul ăla. Între mine și ăla. Pun pauză și vin pe la tine să mai lucrez. Deschid de magazin. Vrei să mai pun o casă de marcat? Ce? Vrei să mai pun o casă aici? Ai bani? Nu ai bani. Mai târziu. Deci eu vin la tine și lucrez o vreme. Și să mai faci bani de o casă de marcat, să spui și casier și stau eu. Știi cum am făcut eu? Stai să deschid aici o casă de marcat, să vină ăștia aici, că am mai deschis o casă. Casa de urgență. Hai, veniți aici. A, se strâns acolo. Stai că închid casierul și o să vină toți la mine. Așa, haideți aici. Da, s-a dus acolo. S-a dus la self-regista. Păi, nu mi-a plătit banii. Bine, hai să vin. Deci mă uitam odată la pisica meu și juca un joc de ăsta care e cu magazin, faci, magazin de armuri, de toate, de poțiuni. Ah, și... shopkeep-ul am și eu, da, l-am și eu, shopkeep. Da, și știi că îți fură când n-ai roboți care să te apere, și îți fură, trebuie, ai sabie în mână. Da, și uite, stai la... Ai sabie, poți să ai sabie și magie, înțelegi? Da. Și, și aici ar trebui să fie la fel, dar numai că ai să ai sabie și când îți fură ăștia, eu mor și... Eu mor și... Dar să ai și un grinder de la și faci poțiuni și de-astea. Ar trebui. Ar trebui. Opa, îți uită pisica mea la episodul meu, ar fi ciudat. Da. Bine, nu-i posibil, adică... nu mai știu, Max sau Rafael s-a uitat la mine, pe bune. Pe bune? Da.
Să-i dau la tine? Da, la videoclip. Dar nu știu, băi, deci am fost YouTuber cu 1000-2000 de abonați care toți uitau. Bine, oamenii cu 1000-2000 de abonați și cu ăsta foarte special pentru mine. Delia, ce ți-ai mai cumpărat? Podele. Ce? Podele. Nu, trebuia să ții pentru casa, hai de marca să mai pui una. Da, păi strâng. Și pentru asta și pentru de-aia, pentru haine. Și dacă rămân fără smartphone, îți spun, de ce mai am 10 smartphone? Din 28. Deci din 28 am 10... Oh my god, asta la tine. Mai vin unii să exploreze, unii, dar... Da, știu. Trec așa puțin și pleacă. Asta stă ori acolo. Da, pleacă. Mă, deci sunt unii, deci am văzut unul cu magazinul upgrade la maxim, deci avea tot. Și avea și manager și... bă, și bă, ăla venea camionul, deci pe bune venea camionul. Parca camionul la el și venea oamenii aia și băgau itemele acolo, știi, și gratis. Deci managerul cred că-ți comandă itemele astea gratis, știi, numai că îi zici să-ți faci comandă și le faci gratis, ar fi tare. Bă, nu știu dacă, poate avea un ghepas, nu știu. Delea, să mergem la mine după ce vinzi astea toate. Da. Dar să nu mai restochezi, când se vinde tot atunci. Da, nu mai cumpăr nimic. Uite, smartphone-ul l-a luat ea. Eu mai am 10 smartphone. Deci, depinde, deci eu o să fac 2 episoade, nu știu cu Delia neapărat, ăsta unul mai fac unul și îmi ziceți dacă vă place. Da, mă, când am timp și intru pe Roblox. Mâine? Bă, într-o zi să... Ai Garry's Mod? Garry's Mod am, dar trebuie să-l instalez dar pe Steam. Ah, ok, că eu ala și mă gândeam așa să facem un episod. Nu, sau să sandbox. Înțelegi pentru da, tot sandbox e mai bine, nu, sandbox e mai nașpa. Pentru că am o vreo 100 de milioane de iteme și o să-ți ia vreo 30 de zile până. Mă rog, și să lucrăm așa împreună, mă mai înveți lucruri. Da. Eu sunt începătoare pe Garry's Mod. Sau dacă e să începem Metin 2 sau Transformice. Păi da. Transformice am cont și am level 20 ceva. Să nu mai restochezi ca să da. Și eu mai mult mă jucam pe jocuri de alea care poți să pui muzică, da? Și vreau să spun ceva. Deci am intrat pe o hartă de asta cu muzică, pe Transformice. Și spunea plus 9A, să ce... Nu, deci muzică de la 9A și au pus Florin Salam. Și că unul îi plăcea Dani Mocanu. E, depinde de ce le place. Da, deci eram pe o hartă și eu vorbeam cu ăla, chiar dacă nu eram prieteni. Ia uite, bă, vine să vezi că asta bea bere. A, cred că ia copilul bere. Și da, vreau și... Că cumpără replica asta de marcat. A, da. Casa e normală de marcat. Register. Da. Și pune-te acolo și lucrează tu. Acum sunt case două. Băi, câte iPhone-uri. Bă, ce face ăla acolo? Nu știu. Rămâi acolo că-l mișc eu. Da, dar să-l livrează. Se băguiește și trebuie să te duci lângă el să-l debăgăști, știi? Stai că eu am închis magazinul. Da, păi închide-l că nu mai are rost. Se duce la tine ăla. Vezi, deci te ducea la tine și a venit la mine. Păi da, că m-am făcut rost. Alo, tai, hai să mergem. Hai la mine. Bă, frate, zici că Iulie e surs, deci am scris pe chat, acceptă invitația mea de prietenie. Super. Nimic. Era. Oh.
știu. Să vedeți cât o să-mi ia videoclipul ăsta, cred că mâine îl postez. Nu. De bine, depinde cât îmi ia. Îți trebuie lucruri noi, frate. Bun, hai vino repede la casă. Bă, dar mă întrebare, cum poți să-ți pui haine pe astea speciale? Clothing wrap. Dar nu lua, că-i scump. Mai târziu. Așa este la loc la casă. Păi eu vreau să-mi... De-aia am mai făcut parchet, ca să-mi pun acolo de-asta pentru haine, două. Bă, FaceTime ar fi și-o pierdut jocul. A, ba nu. Ba da, ba nu, lua pe aia. Ba da, ba nu. Ba nu, mă. Îmi arată minus. Bă, a, vine lumea. Dar eu am avut minus 5. Vine de la loc. Deci am avut minus 5 și ce noroc am avut când am pierdut. Bă, dacă nu mai aveai niciun bani, clar că nu mai aveai nimic. Un tycoon este vorba să țineți totul, deci tycoonul se poate pierde, deci în genul lui Lumber Tycoon și ăsta puteți pierde tot tycoonul, știți? Lumber Tycoon? Da, mai chiar nu mai duc acolo, că am pierdut un topor valoros și nu mai vreau, nu mai pot. Da, pe mine, deci jucam într-un alt Lumber Tycoon. Am întâlnit niște români și mă duceam pe vulcan, da, deci ne-am dus pe munte. Dar câți bani ai pe Lumber Tycoon? Aveam vreo 20.000, aveam o leacă. Câți ai acum? Nu știu cât mai am, că nu am intrat. Dar dacă ai vreo 7-8.000, să mă ajungi pe mine să-mi iau toporul iară, apoi. A, da. Băi, și frate, și mă jucam cu aia doi. De fapt, erau mai mulți români, înțelegi? Și ne-am dus pe munte și a întrebat cine vrea să se ducă să aducă copaci roșii. Și a spus eu, da? Și arunc copaci roșii de pe munte, de pe vulcan, așa, că le-am dat ca să poate să-mi pună și mie în cărucior. Și spunea unul că mi-a pus mie. Și după aia, după ce am terminat, m-am aruncat cu mașina de pe vulcan și l-am speriat pe ori, a făcut pe el. Și fix pe mașina am căzut. Pe mașina lui am căzut. Stai că nu mai am ăsta, toi, nu mai am jucărie. Ceva de ce nu GTA 5, că nu te uiți în sus și stai acolo jos. Deci să zice că este un munte sus, da? Și tu stai jos și la mașină, da? Și nu cade așa, deci odată. Da. Eram cu elicopterul și m-am aruncat din elicopter și a venit elicopterul sub mine și m-a tăiat cu lama. Da. Și nu te uiți sus și când sare unul de pe cu motocicleta, să zicem, sau cu mașina de pe munte, te speri și l-a speriat pe ăla, te-a făcut pe el. Dar dacă mai și bubuiești sau dacă ar fi un avion, știu. Frate, da, știi ce șmechere? Deci după aia se intră pe la Lambertaico și loc să strângem lemne. Nu, dar să mă ajut să-mi iau pe ăla înapoi, că nu mai am nimic, deci eu nu mai am bani, nici topor nu mai am, deci nu mai am topor nimic. Da, știi ce? Înainte de asta, să-ți iau topor, să strângem bani, mai întâi și mai întâi, că e foarte important să... Te duci tu și mai faci niște bani acolo cu lemne. Mă, deci o să te pun să ai voie să-mi pui și mie lemne și tu lemne. Și eu mă duc pe vulcan și o să arunc lemne. Sau nu, strânge bani înainte și după aia. Da. Că... După aia facem lemnul roșu așa frumos, fiindcă primești foarte mulți bani. Da. Și dacă îi trecem podul și luăm copaci de aia mari. Da. Ce s-a mai întâmplat? Am pierdut ceva, oh my god, stai, mi-o luat două, stai, mai cumpăr de-astea de mașină. Închide magazinul. Car parts. Oh, mi-a luat clothing, nu mi-am luat car parts. Ai închis magazinul, da? Nu, e deschis. Ah. Stai să mai... Deci, cum v-am spus, să-mi scrieți și mie și să scrieți în comentarii cum să cheme... Magazinul. Magazinul meu și al lui Hahanene, în paranteză. Bine, bine, al lui Hane, nu știu, dar nu știu dacă îi place. O veni bogatul! O veni bogatul! Nu mai am cărți, stai să mai iau. Fiți pregătit, da? Cred că mi-am pus nume, vine un pic la mine. Unde? La mine, vezi, mi-am pus un nume? La magazin? Nu, la mine. Ce nume?
Păi eu am pus la Your Store Icon, Custom Icon, ID, am pus Miruna. Sau nu știu ce înseamnă asta, deci mă rog. Nu merge. Stai că vine lumea și cumpără... Oh my god, vine bogatul în zona asta noastră. Uite-l, vezi? Da. Cumpără mașini. Stai să-mi iau niște food, că nu mai am. Bă, treci tu la casier, că mă duc și eu la mine să mai muncesc, nu prea primesc bani. Mai îmi bag un casier, mai angajez unul ca să vină. Sau nu neapărat, tu poți să stai acolo și te mai uiți din când în când, că acolo unde, la casa aia unde stau, eu nu prea vin personal, vin așa, așa, vin din când în când. O veni bogat acum la casierul ăla. Bravo. Ai, Fira, deci am pus casa fix unde vreau eu să-mi pun alea pentru haine, dar le pun aici în mijloc. Mama, ce succes am! Ia spui. O să-mi văd parcarea mai mare. La 21 de mic, vreau... O pleca bogatul, fa! Băi, că dar tot sus la Xbox-ul și la astea. N-am adic câte bloxicole. Auzi? Da. Oh. Văd că vine și la tine lumea multă. Da, vine. Hai că închei magazinul. Mamă, câte persoane sunt la tine. L-am închis. Da, știu. Deci, odată am închis magazinul, dar era o familie întreagă. Și intra în magazin și era închis. Toată lumea la mine, la caserie aici. Deci tot ai multe persoane. Gata, nu mai sunt așa de mulți, că i-am dat drumul să, l-am dat drumul să plecem. Unul a luat Xbox. Băi, deci cu un client fac vreo 1000 de dolari acum. Gata, mai e un singur client în magazin, care acum cumpără tot. Gata. De hai că vin, la, vin acum la tine să muncesc. Vreau să fac 25.000 de dolari, atât, atât. Eu mă închin dacă copilul ăsta conduce mașina. What the fuck? What the fuck? Bă, mi-ai bogatul la tine. Da? Unde? Bă, repede stocurile, repede. Restochează astea, repede. N-am bani, n-am bani, n-am câțiva bani. Am și o caserie aici. Ok, Klaus, unu, pune aici. Nu, nu închide, tu rămâi la caserie acolo și stai. Rămâi la caserie ca să avem două case, că e plin magazinul și... Mamă, de câte persoane sunt! Bine, normal că trebuie două case, dită mai coada. Întrebă... Uite, uite mască de Jeff the Killer, de Jason. O pleca, nu o pleca, bogat, vezi că vine la tine bogatul. Da. A venit bogatul la mine! Felicitări! E prima dată când vine, lol. A luat-o și pălărie. Pălărie, de... pirat. Bă, dar câte iPhone-ul, cât smartphone iei, mă, bogatul? Deci a luat vreo două. Acum am bani să mai cumpăr lucruri. Uite, da. Stai că ăștia se învârte aici. E, mă, doare pot. Stai la caserie. Bă, să vină și la tine, că sunt doi la mine, trebuie să vină și la tine. O luat unul mai... Oh my god, să ies Xbox One. Așa. Ia vreo 20 de Pepsi Cola. Am luat 20 care costă vreo 200. Și de ele, uitați-vă la banii ei cât cresc. Uh-huh. Eu o să mă apuc să fac o parcare nouă la 15.000 de dolari. Gata. Asta e ultimul client și mergi la vine.
Am închis caseria, închide magazinul. Bine, bine, bine. Stai că ăsta nu mai are să plătească. Du-te la mine și pune-te la caseria acolo și așteaptă. Au ciortit totul. Să știi ce pot să fac, mă, că eu pot să-mi iau casier și să-mi pun acolo. Păi da, dar toți doi trebuie, știi, și mai greu. Ce fac, mă, bagi, mai mă duc, uit, mă mai duc din când în când la mine. Să văd dacă mai am lucruri ca să cumpăr. Băi, știi ce poți să faci ca să fii mai ușor? Te duci și derumi peretele alea și pui perete cu geam, știi, să de la mine acolo. Să mă uit de la mine aici. Am dar nu, rămâi acum, așteaptă. Băi, știi ce mai interesează aici? Că tu primești banii și eu nu. Primești la salar. Plus că și eu vin de bună voie la tine. Prima dată când vine bogatul. Și-a luat două smartphone, o pălărie de pirat și nu mai am mâncare. Deci, bogatul la mine a luat două smartphone. Ori, două smartphone-uri, o pălărie de pirat și cred că un Xbox. Uite, veni la tine asta. Da. Uite, mă, fasole, bă, dacă tu vrei să te pășești, doar pe geam. Băi, deci ar fi bun, știi, adică că lucrezi la mine, stuiți la tine pe acolo pe geam și că lucrezi la tine, spui la tine, știi? Chiar bună ideea. Eu o să vând foarte rar smartphone-uri, că n-am prea, mă uit la ele. Oameni buni, asta e un magazin real. Mi-mi place foarte mult jocul, deci ăsta e jocul meu favorit. O să-l pun la favorite, chiar acum. Da, și eu. L-am pus. Doamne, ferește. Doamne, ferește. La ăsta care, la casierul care l-ai îngânjat tu. Fii atent la mine, da? Te uiți? Da. Deci uite așa vineau, intrau prin perete și se întorcea și vineau așa. Păi la tine vine normal, știi? La tine măcar vin normal. Deci mai devreme, înainte să vii tu la magazinul meu, mai devreme. Deci a venit un copil. Copilul ăla a cumpărat un, nu mai știu ce, smartphone, nu mai știu ce. Sau nu, nu a cumpărat nimica pentru că n-avea ce cumpăra, înțelegi? Și s-a dus și vrea să spun că avea mașină, copil. și condus-o. Deci era păi, poate era maică-sa mașină și aștepta, nu? Păi logic că vine și maică-sa. Dar pe bune, deci s-a suit în mașină și a plecat. Și era doar ea în magazin. Că dacă era, vine și maică-sa. Că la orice. Păi bine, la... dacă stea puțin. Ai închis? Nu. Du-te la tine și pune geam de la ușa, dacă azi nu uităm unul altul. Adică când vii la mine să lucrezi, tu ești la tine. Uite, la perete în partea asta, nu? Da. Așa, să ne vedem. Exact. Da, să văd cât costă. Dar eu nu pot pentru că am, știi, că am alea. Hai, ia și pune. Pune-le iar. Am pus? Eu mi-am restocat asta, eu am deja aici geamul. Hai să mergem să criticăm puțin restaurantele, o să închid aici. Bă, de eu nu pot să pun geam. Trebuie să șterg și zidul. Wall. Trebuie să faci gol zidul, dar trebuie să-l ștergi. Numai că itemele să nu le ștergi, adică să itemele să le muți undeva și să le muți înapoi. Eu vin la tine deja. Păi și acum trebuie să iei itemele și plămuți în altă parte eventual. Uite-te la mine, deci pan și pan. Măi, mută-le invers, deci să pui ale aici și să-l pui astea așa. Eu, gata, știu eu. Eu mă mai duc să văd ce magazine au ăștia. Magazinul mi-a fost închis.
Deci de la începutul episodului așa arată parcarea mea, nu? Cred. Uite, acum e bine. Stai, voi imediat. Are un magazin basic ăsta. Ia să fac cum arată. Oh, mai. Uite și fie așa. Nu, nu știu, mai. Mă gândesc să ne muți și le pui invers. Ba da, e bună, e bună așa, mai perfect. Ne-nțelegi că vii așa și te uiți. Doar legă acolo sau la mine acum. Deci vină la mine și tu ești aici și... Și bagă-ți casier, știi, să lucreze pentru tine, știi? Și restochează-ți, bagă-ți casier și ăsta lucrează și tu la mine aici, știi? Am pus doi. Nu ai nevoie de doi. Scoate unul. Scoate unul. Așa. Și restochează și dai drumul la magazin. Și te uiți la mine. Și o restochez. Și după aia la mine, da. Deci poși unul. Și uneori o să mai vin din când în când să văd la mine, înțelegi? Bă, s-o băgat asta aici la casier, deci tu rămâi aici, mă. Casierul cel mai full. Da. Ăsta-i. Mai aproape. Vin clienții. Mm-hmm. Mă ascund să nu mă vadă clienții. Sunt acolo, repede. Sunt înapoi, și le ascunde, mă. Asta e că eu n-am deschis magazinul. Mă mai restoca puțin. Ia să mai pun eu aici niște pălării. Uite, a venit o familie. Să mai pun niște toys, că nu mai sunt. Lăs iau 10 de acolo. Așa. O veni bogatul. O vine la tine bogatul. Pe bune? Da. Pe bune? L-ai văzut? Da, e aici, magazin. La noi sau la tine? La noi. Sau la tine? La mine. Păi spune, mă. Și la tine vine lumea. Vino repede, că trebuie să stai acolo. Da, știu. Credeam că am venit la mine, magazin, mă. Dar fi normal. Și la, a început să fie test la tine, bucatul. Oh my god, stai că mai face shopping aici. Bă, vezi cum mă duc repede la mine. Eu mai iau niște food de ăsta. Am nevoie. Mamă, câte persoane sunt și sunt doar două mașini. Mai întrebe cărți. Hai să pun niște videogames acum. Mai lucrez un pic la mine, da? Vin la tine? Nu, lucrez eu. Tu stai acolo, mai lucrez un pic eu. Bine, și vin apoi la tine. O pleca bogatul. Mamă, dacă tu te ovoiei, domnule. O pleca bogatul. La mine nu. Hai să iau. Ce ai mai făcut? Oh my god, stai să fac ceva. Mamă, este de o oră și 50 de minute. Yeah. De un pic. De o oră. Poți să
Poți să-mi iau video games sau books? Ce? Să-mi iau video games sau books? Nu știu. Nu iau books. Ai găsit ceva? Stai că ieșeam din magazin. Vin înapoi. Bun, mai trebuie, mai trebuie haine. Haine și food. Gata, m-am reîntors. Uite, a venit asta la tine. Te lua haine asta. Mai trebuie piese de mașină. Să se văd și orar. Ce e self-checkout? Hai să bag și niște smartphone-uri aici, de ce nu? Am băgat 5 smartphone-uri aici. Uite că s-au venit la tine. Da, mult. Are un copil acasă sau un copil în mașină. Hai că vin la tine acum, stai să-l închid. Stai, tu rămâi acolo, zi-nul la tine toți, am spus ca să-i rola, ca zi-nul la tine toți. Acum vin la tine, ia-ți vezi. Uai, câți oameni sunt. Ce? Ăștia trei. Așa, mersi că mă ajuți. Păi, ultimul de ăla poste ca reclamă la magazinul tău, de aia mare, mare. Aia mă costă 25.000. Bine, pot, dar nu fac asta, eu le iau pe rând, știi? Uite, ultima costă Hagi. Haide, hai! Costă 20.000. Costă 20.000. O să iau, dar un cu 3.000 și n-are rost. Da, e dreptate că faci 3.000, că să măcar toți 10.000 să ai. Vreau să fac, mai fac încă 2.000, știi? Stai să scotă la mine, casierul. Ce worker? Scoate, ți-o goli tot ăștia, aproape. Au venit la tine, că ai stai într-un loc. Am văzut că și-a făcut un o statuie aici. Ui? Da! Ui? Cum n-ai luat? Statui! Hai, cam luat. Așa, mai vine un om. Aba, nu pleacă. Sper că ai deschis ala, da? Da, ai discurs. Restochează repede. Restochează, oh my god. Trebuie să restochezi, că nu o să mai fac ăștia nimic.
Ți-aș restoca eu, știi, aș face asta. Asta ar fi un mini-mall. Asta ar fi un mini-mall. Da. Da. Poate poți să-ți cumpăr eu 500 și le pun la tine. Nu poți. Nu poți. Adică, dar eu pot să-l cumpăr aici. Oricum, am mai luat 500, da. Ok, hai cu. Mă afacerea merge bine. Merge foarte bine la tine, chiar. Jocul ăsta e cel mai, e jocul meu preferat, adică, bine, în viața reală retail-ul e mult mai greu ca aici, trebuie să plătești facturi. Da, știu, foarte greu. Că știi ce te mai interesează dacă te-ai angajat într-un mall adevărat, în lumea reală? Că trebuie să răspunzi la persoanele care nu știu unde e, unde să, să zicem, ochelare, ghiloții, șosetele. Trebuie să le ascundezi, trebuie sau că asta unde te îmbraci, să dai probă. Trebuie să pui și inervant aici. Aici, prescută. Bă, ar fi ce dat dacă ar băga aia cameră de supraveghere unde te îmbraci. Băi, dar zic că mai bine fi angajat în loc. Mai bine fi angajat, știi? Că angajat nu trebuie să plătești facturi. Bă, cum ar fi în lumea reală în Roblox? Cum ar fi în lumea reală în Roblox? Ar fi ceva. Da, știu. Zici-mi în magazinul, că mergem la mine acum. Și mergem la tine, că ne întoarcem. Da, fix să închid. L-am închis, o să vină o... O las pe asta, vină la tine. Doamna, alegeți odată fasole, că avem de toate și salate și cartofi. Bă, a luat God Simulator. Băi, mi-ai doar înghețat acolo. Bun, hai. Bă, hai să zic și... Bă, Doamne ferește, te la tycoon-ul ăsta. Stai, să-mi iau un casier, nu? Mă, putrează, ce tycoon are. Unii oameni își vând perete, știi, dar... Nu, n-ai succes dacă ți-i vinzi. Hai. Să iau un casier. Nu-l trec de locul ăsta de aici unde vine lumea. Aici? Da. Aici? Vă să iau un casier? Nu, nu, că nu mai ai iteme. Când restochezi tot, abia atunci să... O venit omul la muncă. Te vreau să duc la mine, bani? E deschis. Stai să mai pun niște... Băi, ce mai mi-ar trebui? Mi-aș pune niște food aici. La 10 food. Să mai pun niște food, că nu mai e. Și soda îmi trebuie, 59 de sode. 500 de dolari trebuie. 590 de dolari. Câte persoane vin dintr-o mașină? Mai mulți! Vezi cât mi-a intrat mie. Cam parcarea mare. Deci dintr-o mașină, uite și bine, deci una vii la parcare, poate să-ți intre o grămadă de oameni. Deci din amăzut că dintr-o parcare poate să vreo 15 oameni. A venit bogatul. A venit bogatul. La tine? Nu, la... Eu nici măcar n-am deschis. Unde a venit bogatul? Cum e aici? Unde e bogatul? Bă! Cum te rezi de înapoi? De unde? Mă vine aici la fața mea, la casier. Stai, mai trebuie haine acum. Nu, că mă uit eu din când în când să văd dacă mai ai lucru. Soda, îți trebuie soda. Da, nu mai am. O, te cum crezi banii? Stai să mai fac niște bani, atunci îmi iau tot de înapoi. A venit bogatul! Nu a venit. Bec, ai prins trăcă. După ce s-o fac odată... Nu mai poți. O știi mea? Da, nu mai pot. Bă, trebuie să mai pun și... Uite ce de tatăriu ăsta care e la mine. Uite-te un pic la fața lui ăsta de la mine.
Acum am pus-o de la loc. Cam bani. Deci când faci 25.000 de bănuți, iau parcarea. Nu, când faci 25.000 de bănuți, mă duc la mine, da? Și tu îți echipa asta. Și atunci sunt o grămadă de clienți, atunci trebuie să vii la mine musai, că atunci fac... Păi chiar că vreau să-ți dă ăștia, ca să ia, frate, că eu o să muncesc mai mult la mine, ca să primești și o bani. Mai băga cărți. Dar nu-i mai consuma! Stai, păi eu fac stocul! Dă-te încolo, că o să mai stau o oră aici, până face 25.000. Așa, mai băga toys. Suntem bine acum cu profitul. Deci noi filmăm două ore. Mai mult, chiar aproape două ore. De două ore! Nu de două ore! Două? Oameni buni! Hai să aplaudă, dă-le aplaudă, de două ore, aplaudă! Ce mai lung video de pe canal! Pentru o zi să intrăm pe... să... intrăm pe un joc unde se poate... unde poți să... unde sunt locuri ascunse, să facem un episod special cu... când cei care joacă jocul ăla și... Și cade hartează, cum ar fi la Murder Mystery 2, că știu o hartă la Stai că mă gândesc ăștia la mâncare acum. Știu o scuzătoare perfectă la Minilab. Știu. Să-mi iau aia de la food, să-mi iau acum car parts. Știi când intri la etaj? Lasă să vină! Pentru că ați două jucători. Vede cât ce dita mai magazin are omul. Bă, la Minilab, știi tu, când urci la etajul următor, este o țeavă care te duce, urci în ea și te duce într-un fel deasupra acolo, unde puteai să intri prin perete. Unde ce acolo, nu? O să-ți arăte când o să jucăm jos, să filmăm. Că știu și la Detroan ascunzător când mor. La tine vin cei mai mulți oameni, nu te copil. Deci strugurii sănătos. Bă, uite, să te duci, du-te afară și vezi dacă copilul ăla are mașină. Păi poate ia maică sa, cine știe. Da, a plecat cu maică sa. Ba nu. Păi se duce cu maică sa, cu cine crezi că se duce? Și nu s-a dus la volan, s-a dus în spate. Mai avem puțin. Nu poți să închizi acum magazinul, cu atâtea persoane. Închide magazinul, cu atâtea persoane faci 26.000, cred. Dacă îți mai cumperi lucruri, cred și eu că nu primești bani. Nu o să faci 25.000. Bă, deci... Gata, ai făcut. A, gata, ok. Dar vinul stai așa la sfârșit. Închide magazinul. E bine. Da. Ce? Eu îi las pe ăștia să stea aici. Eu îl închid pe ăla la casier acolo și mă pun eu. Să vină la mine aici. Am deschis magazinul. Să plătească ăștia. A spus că 25.000 A spus că la 25.000 de bănuți când faci, eu ies la pensie, mă, și mă duc la magazinul meu. Nu cred că a prea avut legătură. Da. Stai. Ai intrat una. Ce vine la mine. Oh my god. Bă, dar asta e dita mai parcarea. 10 locuri sau... Cred că vine una la mine. E deschis, nu? Deja a venit. Bă, cred că magazinul ăsta o să ducă foarte bine. Uite și eu la parcare să văd. Bă, sunt mânzul de magazin. Bă, vreau să dacă 1500 de bănuței ca la...
ca să-mi iau parcare. Da, vrei parcare? Da, vreau să fac 2500. Da, parcare de aia mai mare, știi, și-ți intră mai mulți clienți deodată. Da, poți să facă ori 5.000 sau 25.000. Nu, 2500 e prea scumpă, nici nu am bani, acum o să-mi iau un dolar de semn. 2500, să-mi iau o parcare de 2500 sau o parcare de 5.000? O să-mi iau acum tot 25.000 trebuie să fac, să-mi fac 10.000 acum. Da, și eu că trebuie să-mi iau 2500 pentru că magazinul ăsta încă e mic. Da, trebuie să-mi extind puțin, știi? Da, exact, mă mai extind și în spate. Stai, îți dau un save eu acum, automat. Bă, asta dă două save-uri într-una. La mine... Când o să fac 3.000... Când o să fac 3.000, știi de ce? Ca să rămână parcă să mă mai extind. Da, ca să mă extind. Da, deci, ca să mă extind. Să nu fii rea, să nu te enervezi. Stai la mine până facem 10.000? Stai 15.000. Ce? Păi 15.000. Păi vreau să mai fac, că am nevoie să mai fac 25.000, știi? Să mai facem că... Da, mai am nevoie de 10.000 să fac parcare, să-mi fac semn nou. Da, da, stau la tine, dar... Bine, mersi! Da, stau la tine, dar... Stau la tine până la 3.000 până faci, te aștept. Să fac... Da, să fac eu 3.000 da. Ca să... Să fac eu 3.000 ca să exting parcarea, știu că am pronunțat greșit și te exting. Da, mă rog, în fine, mai și să restochezi, adică... Să fac parcare mai mare și să fac... Da, n-ai food aici, trebuie să mai mare. Pui și tu de mâncare, de-asta nu prea vin clienții. Bă, știi ce fac? Fac 4.000, da? Ca să fac, să mai extind și la casa ta și la casa mea, să mergem mai spate, înțelegi? Și promit că cred că o să facem repede, adică mă mai duc. Uite, o să vină mai mult la tine acum. Știi ce va trebui să facem noi? Deci, stai să calculez. Deci, știi cât o să am nevoie pentru parcarea următoare? O să am nevoie de 25.000. Și o să am nevoie să fac 40.000. Nu, o să trebuiască, da, 40.000. Fai de capul meu. Nu? Na, asta cred că facem mâine 40.000, sau văd, dacă reușim. Să fac ușor bani. Restochează. Puneți un casier, angajez un casier. Și tu să restochezi. Vrei să... Nu las, pun eu. Ce succes ai? Dar de ce mi-ai cumpărat acum? Mhm. Prea mășii am mai cumpărat mâncare. Da, faci repede, da? Dacă vrei, tu poți să pleci de la 3.000. Sau tu poți să pleci când fac eu 2.000 de bănuți. Bine. Poți să pleci. Mă descurc eu și când fac 4.000 ca să mă extind dublu și să fac parcarea mai mare, atunci eu o să vin la tine, da? Tu poți să pleci când vrei tu, că... Tu poți să pleci când vrei tu, că nu-i problemă. Grăbește-te că mă fură ăștia, dacă e urgență și mă fur, eu fug la tine, fug la mine. Păi du-te dacă vrei. Bă, poți să mă duc? Bă, păi du-te dacă vrei, du-te repede. Pune un casier, că... Acum am bag casierul, că mă fugă, mă fură. Gata, am ce mai... Bă, are unul de tocmai parcarea. Și ar dita mai magazinul. Dodge World. Unușa, o fată și-a luat God Simulator. Bă, vreau să văd câți oameni vin. Uite-te pe cea. Bă! Stai să-ți câți oameni să vin aici, deci... Oameni, câți au venit, Doamne, ferește, că eu mă uit de la geam. De la geam. Stai să mai pun niște food aici, ca să am... Putea să mai pronunț greșit, că se ceri 10 noaptea. Mâine, dacă facem un episod? Mai vrei cu asta? Da, dacă
dimineața. Mâine dimineață facem un ăsta special de câteva ore, dacă poți, da? Da. Poate facem de 4 ore sau de 3. Da, să văd. Da, să văd și eu dacă am. Da, să văd și eu dacă am timp. Dar zic dimineață, știi că nu stăm de prânz când avem teme. Știi, zic dimineață, dar nu... Deci... La câte scoli mâine? Deci eu mi-a... Mâine eu s-a putut să mă scol la 4 dimineața, că mi-a pus alarma la 4 dimineața, știi de ce? Că am mult, foarte multe învățat, cum ar fi eu la istorie, trebuie să învăț două lecții. Putem vorbi până la 10, vrei? Poți până la 10. Nu știu, mai... Bă, cam pe la 9, vrei pe la 10? Păi, zi-mi orele, că eu nu știu, poate mă scol mai devreme, bă, nu știu. Uneori că eram obișnuită să-mi pun ceasul la 6 și mă trezesc la 6. Bă, să pun alarma mâine și mă scol la 9. Deci, la 10, las pe la 10. Deci, la 10, las pe la 9, pe la 10, da? Chiar acum, îmi iau telefonul și îmi pun alarma la ora 10. La 10 mai mănânc? Până la 10 mai mănânc, păi fac ceva. Până la 10 mai mănânc, păi fac ceva, mă spun pe dinți. Trebuie să iau... Gata, m-a făcut. Bă, ăștia și încă mai vin la mine la restaurant. La restaurant? Restaurant. La restaurant. Bă, loc! Deci ăștia vin cu sutele în parcare. Bă, mă gândeam acum în gând de restaurant. Bă, mă gândeam acum în gând de restaurant de chiloți. Stai, chiloții. De fapt, ia puțin chiloți. Păi mă, deci nu mă las, nu-mi pace. Se vede că se aude. Bravo. A venit bucătul la mine. Și-a luat un iPhone. Cred. Mamă, deci mie mai trebuie haine. Haine și jucării. Mi-e trebuie cărți. Haine. Mi-e trebuie cărți. Uite-te la geam la mine, repede. Uite-te la geam la mine, repede. Da, și mai întrebe și mie ăstea, bă, cum le zice cărți. Păi cine pun bogatul mi-a luat tot magazinul. Deci aveam vreo 5 7 și mi-a luat. Era cu vreșil. Și am mai luat Băi, ești nebun și a mai luat o copie de la pălăria lui și a luat două copii de la pălăria lui. A luat două copii de la pălăria lui și o pălărie de foci. Știi tu cum au prizonerii? Nu știu. Adevărat. Dai colmea. Așa. Am mai restocat-o puțin. La 4.000 te aștept, da? Da, să mă mai stând și să fac parcarea, da? Când o să cumpăr, să poate extinde, bă, da, tipul ăla nu face bani, tipul face foarte greu, frate, deci... am văzut un tip care avea un magazin ca tău și la spate avea o de-aia, mă, un fel de beci, știi? Eu să închid magazinul, că am făcut 4.000. Ai luat? Ia parcare, așa, bravo, hai! Gata. Așteaptă un pic să mă mai stind. La OL. Păi, dacă ți-o amezi la mine. Am rămas cu 40 de bănuți. Gata, vin la tine.
Stai să... La Word. Mai au vreo... Mai au 4 iPhone-uri. Smartphone-uri. Mamă, că ți-au venit dintr-o mașină. Fă-te-ți că te țintră, inclusiv și eu. Mi-au niște căciuli. Până facem 25.000, am nevoie. La și 25.000 închidem episodul, că bine, prea târziu, plus că noi mai mergem, mai facem ceva pentru voi aici. Da, după ce închizi episodul mai stai? Bine. Noi mai lucrăm aici, off camera după aia. Bă, dar chiar nu-ți mai lua pascaria. Păi da, eu poster tot la mare. Asta, la mine costă 20.000. Asta, la deci mine costă 20.000. Deci îmi iau poster și după mai gradez puțin. Deci la mine ultimul poster costă 20.000. Deci la mine ultimul poster costă 20.000. Păi parcarea costă 20.000. Nu, posterul și la mine. Poster de asta să mare, deci poster de asta să l-ai mai mare, am văzut pe la mine costă 20.000. Păi nu-ți lua parcare, ia-ți un poster de la mai mare, înțelegi? Ca să ai mai mulți oameni. Înțelegi? Da. Parcarea încă nu-ți lua ultima parcare. Deci foarte mult poți să te stinzi. Deci dai seama că tu faci un mall întreg dacă te mai stinzi. Da, băi, deci am văzut un tip care chiar avea mall. Deci trebuie să ai și mulți bani ca să cumperi, să spui. Îți dai seama, un manager de mall, ghiși câțiva trebuie să de el. Exact, tu trebuie să verifici... Toate magazinele pe care le ai tu în mall, trebuie să cumperi toate. Bă, unul are și minus 70 și minus 40. Dacă nu are nici magazin, nimic, s-a pierdut. Și trebuie să verifici toate magazinele care le ai din mall și o să-ți fie greu, că trebuie să ai și mulți bani. Nu magazinele, deci magazinele fac ele cu bandă, știi, ele restochează. A venit părinții mei. Vezi că închid și eu microfonul, că poate să iei la mine, da? Nu, acum o să închid. Închid și eu și tu, da? Ca să nu se audă pe fundal. Ca să nu se audă pe fundal. Dar nu acum. Spune-o când. Acum. Da, am le-a închis. Gata. Gata. Ai închis microfonul, da? Gata. Mamă, deci deja facem 25.000 în curând. Deci episodul ăsta a luat mai mult. Deci e prima dată când faci un episod de 2, nu? Da, da. Mâine poate facem de 4 sau 3, nu știu. Da, pe la 10. Să văd acum pune mame să citesc pe cap. Eu trebuie până luni. Trebuie să citesc lucruri. Înțelegi? Și când mă trezesc, mă apuc repede să citesc, să termin de citit. Eu mă apuc mai spre seară de teme, știi? Că dimineața am treabă multă. Foarte multă. Gata. Vă zic să-mi
Am închis microfonul, ți-am spus accet acum. Să închis microfonul, dar poate n-ai auzit tu. Ce noroc e să ai. Băi, deci, faci rapid, foarte rapid. Dar nu mai luat firmitura, bă, uite, una a cumpărat o rută și eu stăteam lipit aici, dar și când a apărut rută aia, m-a teleportat până aici. M-am pis până în perete roata aia. Dar mai trebuie mâncare. Dar ce cauți tu? Îmi trebuie food. Tu cu roată. Mi-mi trebuie food-ul, Clothing. Și apoi car parts. Hai, o să iau vreo 5. O să iau 4 car parts, că sunt scumpe. Eu mă mai uit pe la parcări. Zic că mă uit pe la parcări. Ulei am găsit. Deci la mine, că partenerea pe care o am eu, e de 5 species. Da, și și vreau să-mi strâng pentru parcare care... Da, care are 7, care ai putut tu. Da, care are 7, care ai putut tu. După aia va trebui să fac 10.000. Dar va trebui să faci 25.000 dacă vrei să mai ai tot 15.000 de dolari, nu? De ce vreau să fie să fac 25.000 Bine, și eu a fost începător și eu am mai fost. Mai trebuie să mă împărțit. Băi, s-o mulis tot de rapid. Bă, dar trebuie să mă mai sting. Bă, eu trebuie să mă mai sting de-astea. Să fac magazinul ăsta mai mare, cum îl ai tu. Gata, nu am luat niște sode de-astea. Deci în viața reală așa vedeți voi la sode. Așa se vede. Nu așa. Bă, uite, faptul roz. Vino repede aici, uite, vezi? Am văzut, uite-l. Uite-l în spatele tău. Ok, eu o să cumpăr o pălărie să fie ofertă specială. O pălărie și o tabletă, ca să fie ofertă specială pentru ăștia. Pentru oameni fac ofertă. O să mă duc un pic la mine, da? Pornesc magazinul și mă întorc că o să fac 21.000. Sau 21.715. Deci cum când ajung la ușă, Spui, hai vino repede. Hai, vino repede. Uite, a venit doi părinți cu două fete mari. Faci foarte mulți bani aici. Și voi vedeți că nici 20 de minute și am făcut deja iară. Bă, pune repede aici. Putrev de la lucru. Uite, rafturile. Trage-te. Bă, eu la 24 de mii cred că o să plec un pic. Să mă mai duc la mine, da? Oh my god, mi-au golit și jucările, mi-au golit și mâncarea. Și roțile. O să bag aici candy, că e mai ieftin. Unul a luat baterie pentru mașină. Normal, dacă nu mai ai mașină, nu mai ai baterie la mașină, ce faci? E baterie. Mi s-a întâmplat și mie odată când am fost la mall și când m-am întors înapoi nu mai avea baterie mașina și învârteam de... Bă, e bunic, mă, și învârtea de cheia aia de rupea. Ok, am pus-o de-asta cu vânzare, o tabletă. Se vinde mai mult, dar cel mai scump este astea, știi, dar tableta ți vinde mai greu, știi, adică nu cumpără multă lume. A venit mame și mi-a dus căști. Dar poate trimiști tu.
Stai, uite, poți să camera un pic. Să vezi tu cum arată. Camera. Da, poți să deschid camera. Ia. Stai un pic. Ia. Băi, deci am vrea și o căști, deci îmi doresc și o căști. Nu poți să deschid camera, uite. Nu poți să deschid camera, uite. Da, poți. Știi că eu sunt de pe tabletă. Eu pot să deschid camera de pe tabletă, dar acum nu știu de ce nu pot. Zic că s-a deschis. Eu mă mai uit aici, asta nu... Păi, deci mi-o luat fructele, mi-o luat legumele tot. Nu s-a deschis. Păi, ăștia... Nu s-a deschis. Ăștia halea sunt pe bune. Eu o să-l închid și merg pe la tine puțin. Ce? Magazinul, că se duce de râp acum. Alea, pe la magazin. Vrei să mergi la mine? Magazin? Stai puțin, puțin vrei așa. Vrei să mergi la mine? Magazin? A, păi, stai, mă! Hai să facem măcar... Bine, dar să stăm puțin, să ia și așa din magazin. Așteptăm ai puțin, stăm, ne relaxăm. Ai închis magazinul? La tine. Ai închis magazinul? Da, stăm puțin și așteptăm, ne relaxăm și după aia începe mear. Ia, vin la tine acum. A, bine, așteaptă-mă. Aia, bine, așteaptă-mă. Mai am oamenii. Mai am oamenii. Nu mă uite ce-ți văd. Asta aici. Mai... Lua tableta, ok. Ăștia se duc aici. Gata, poți sari, că s-a dus aici. Hai. Haide. Hai. Tu poți să închizi și să pleci. Tu poți să închizi și să pleci. Da. Deschid. Și da, chiar cât tu lucrezi la... cât tu ești la acasă, eu mai extind, da? Te liberă să extinzi. Pe aia cam atât am cumpărat eu loc. Păi pune aici un fel de zonă specială cu de-astea de motor, știi, să iei cu mașini, să le bagi aici. Nu mai am bani, mai trebuie și ai... Deci cum să lași așa peretele? Vino la caserie, Rem. Nu pot. Că și unele persoane au pot. Că și unele persoane au avut. Bine, eu n-am avut așa niciodată, am avut, dar doar... Uite, persoana din fața mea, uite și tu. De pe Zoom și uite-te și tu. Că el are bani, știi? Oh my god, mă duc la mine. Mă întreci ăla. Aia, du-te, nu e nimic. Când vii la mine? Aia, du-te, nu e nimic. Îți trei de mie? 23.500. Ce? Mă auzi? Da. La 23.500 vii la mine? Da, vin la tine că... Bine. Da, vin la tine că... După ai mergeți la mine. După ai muncești la mini. După ce facem 25.060 și tu alea. Eu promit că mâine o să vedem o chestie nouă la aici. O să vedeți asta mai nou. Mai lucrăm. Bă, uite, unul are mob și își face etaj. Tipa, eu tip. Ok, încă lumea mai cumpără și... Câte persoane vin la mine și... Câte persoane vin la mine și... Și la mine vin mult. Uite, să închid și... Deci am nu știu câte persoane și nu prea am... Deci am nu știu câte persoane și nu prea am... La mine o veniți urmări. Stai, cumpăr repede, haide. Cumpăr repede, haide. Deci mie intră vreo 7 oameni cu o mașină acum. Când o să adaptez astea, să încep să mă extind. Că eu acum nu mă mai bează pe extindere, deci când o să-mi iau asta la maxim și parcarea la maxim, atunci ne începem să ne extindem mai mult. Dar mult mai mult. Mă, mai fac și o jumătate de oră, mai spune că puțin și facem 3 ore. Mă.
ai văzut? Uite, a luat una baterie la mașină. Ok, mai îmi trebuie acum food. Mi-o să iau 30 de food ca să am să mai să consume. Nu mai pot să mai consume până. Ia, te-am luat food. Hai să te lăsesc. Să mai iau niște cărți. Da, chiar dacă n-ai făcut 23.000. Ok, haide să începem iar munca. Ca seria 2 deschisă. Mama, cât s-a intrat. Deci chiar am văzut în alt jocul ăsta cu retail, că chiar exista etaj. Bă, dacă ar băga un subsol, știi, sau un fel de hotel și să ai un lift să urci sus, știi, ar fi tare. Și mă gândeam că sus să pui... Să fie camera la manager, adică ție, înțelegi? Microfonul și când, cum ar fi într-un player în magazinul tău, da. Poți să spui welcome, exact. Înțelegi? Și să se vadă pe nu tot să... ecranul. Bă, chiar? Vorbim de 3 ore. În realitate da, dar nu știu că în realitate da, dar nu știu că dacă filmezi tu, dar nu știu dacă de 3 ore. Da. Bă, înțelegi și când și spui welcome și apă, știi când ai admin și spui două puncte m, poți da, să spui și îți arată în mijloc, așa, când, welcome. Și să fie un buton de lockdown, adică când ești sus la birou, înțelegi, să apeși un buton și să coboare ușile în jos, știi? Da, și să ai și camere. Da, și să ai și camere, că fără camere... Păi da, dar unde știi, înțelegi? Într-un film era ceva, niște hoți care jefuiau un milionar de ăsta la magazin. Și ăsta avea dită mai pază, avea și arme și de toate și când să pun buton, eu rup lui unul mâna, că a căzut ușa pe mâna lui unul. Un fel de singura casă, știi? Deci la singura casă în Mordeles. Îmi place care, fiecare lift. Da. Ia să mai iau niște candy acum să mai cumpăr. Mai mult cred că la singura casă îl dă iarna. Că are de-astea cu iarna. Celelalte nu-s cu iarna, celelalte sunt normale. Mai multe filme cu iarna. Deci uite și tu la băiatul ăsta de la tine. Deci uite și tu la băiatul ăsta de la tine. Stătea fața vocii și se uita. Dar nu mai e acum. Era unul. Uite asta care e la mine. Asta a fost. Stai să mai iau niște electronice, să mai iau vreo 5 electronice. Le bag aici. Ok. Mai avem doar un Xbox One. Dar nu mai cumpăra, mă! Gata, nu dar mai cumpăr. Dar nu mai cumpăra, mă! Adică noi facem bani aici și tu cumpere. Adică noi facem bani aici dacă și tu nu mai am bani. Lași. Și în viața reală, da, un om cu retail, de ce am intrat într-un supermarket, văd camere de alea, mă, cu nu intrați și de-astea și uneori mă mai strecor înăuntru, dar ce-ar fi acolo? Deci zic să, deci am văzut la unul aici, că scria do not enter, adică nu, era o ușă, știi, și am intrat acolo și erau multe de alea cu, de-astea, știi, și era lemn pe jos. Și, uite, deci da. Magazinul lor m-a surprins foarte mult, foarte tare. Oh, doamne. Băi, deci mai am un iPhone aici pe masă și nu le-a nimeni. Mai avem un pic și facem 23.000. Da. Mai avem un pic și facem 23.000. 3, 2, 1! 3, 2, 1! Încă 1000. Uite și tu câte puține persoane sunt și zici că te-ai închis magazinul. Depinde că
tu la un moment dat, dacă nu-ți mai upgradezi semnul, nu o să mai vină deloc și trebuie să-ți-l upgradezi. Bă, tipul ăla și l-a upgradat prostul ăla. A intrat... Uite. Și lui ăla intră... Intră cu de... A intrat un prieten de-al meu, Rigai. Dacă să nu te duci, că pierdem. Nu, deci spune Kenneth Soma, please leave my friend. Da, da, la liniuță, to join, please. Please, leave man. Zice spre tine? Nu. Nu știu, stai. Zice nou, că... Dacă nu... Nu, a zis nu cineva, tu cineva. A intrat una. Să joacă cu alt prieten, a zis. Cred. Băi, ăla e rivalul meu. Rigai? Da, nu, ăla... Rigai? Sau ce? La noi, acum mai devreme? E rivalul meu, da. La noi, acum mai devreme? Unde sunt bani ai? Cât bani are? Facem 3 ore în curând. Are 2000. Băi, când mai avem și câteva... Are 2000. Când mai avem și 58 de minute, o să începem să numărăm. Ca la anul normal, mi-aduc aminte să mai uit. Uite, îmi pun alarmă. Hei, Cortana! Hei, Cortana! Mă uitat la un episod de-al tău care ai făcut numai cu Cortana. Și vreau să spun că spune hei Cortana, hei Cortana și tot și nu ți răspundea. Vrei și tu Cortana? Da, mie merge mă. Hei Cortana. Hei Cortana. Trebuie să zici cu spați că e ce-am legat, știi, și... Hei Cortana! Hei Cortana! Hei Cortana! Hei Cortana! Hei Cortana! Nu mai merge, știi? Foarte rar se activează. Deci mă făceai să râd de... Deci în episodul ăla când vorbeai numai cu Cortana, mă făceai să râd. Hei Cortana, hei Cortana! Nu așa într-una. 3, 2, 1... Mamă! 3, 2, 1... Închid magazinul! Da! Stai mă, stai, vină... Hei papa! Demisionez! Hai să, să cumpărăm semnul, tu stai, eu nu, bye, bye. Cum era? Da, da. Eu stau pe mașina asta. Cumpăr semnul, da, și începem să eu stau să pe numărăm. Mașina asta roșie ca să... 3 2, 1 și... Tu eu spun 3, tu 2 și eu 1, da? Uite textul! Ultimul ăsta, ultimul? Da, uite-l ăsta meu. E ultimul ăsta, ultimul? Uite alt text. Așa arată ultimul? Da, e ultimul. Nu, asta nu așa e ultimul, e mai mare ca asta. E mai mare și mai ridicat. Bun, hai să, să începem deja să numărăm în curând, că o să... Hai să iau pe toaletă, lerge, notice, blessing. De la fix, deci mai avem câteva minute și se termină. Deci nu uitați să scrieți în comentarii cum să... Deci nu uitați să scrieți în comentarii cum să... Cum mai avem jumătate de oră, cum să-mi cheme magazinul meu. Da, păi n-aș pus că închis. Deci stai să mă uit, să văd când o să... Bă, să nu probăm. Mai este, mă. Hai, nu mai așteptăm, mai așteptăm, da? Pe drum. Deci nu uitați să scrieți în comentarii numele magazinul meu și al lui Radu, da? Sau Haha Nene. Da? Uitați. Avem să și facem 3 ore, deci mâine trebuie să-l facem de 4 ore. O facem record. Valeu. Deci am fost foarte energizat azi de ce am reușit să filmez atâta. Foarte. Mai avem 20 de minute în curând. Vine. De ce să ceare cu noi? Cine, mă? De ce să ceare cu noi? Le fură ideile. Hai pe el să le furăm. Închide magazinul. Pune un casier. Pune un casier să mergem la el să spionăm. Stai la... Stai la casă, stai la casă. Bine, hai, stai un pic că pun eu stai. Un worker. Un casier. A, n-am bănuit. Da, gata. A fost unul.
Ah, n-am bănuit. Da, gata. Am pus 1. Ei, dă jos. Hai să vedem ce are ăsta. Uite, Riga e prietenul cu mine. Prietenul uite, sau prieten? Riga e prietenul cu mine. Prietenul. Okay. Se parte față. Prietenul. Fă, ce are ăsta? Că n-are cine știe ce. Nu? Avem mai fain ca el. Uite, are managerul ăsta. O să are manager, o să-mi iau și un manager. Era să spun bani la motorul pe schimb, unul care nu seamănă cu tine. La 7 minute, unul care nu seamănă cu tine. Și văd ce face. Îți curăț, văd ce face manager. Eu plec de magazinul. Hai, bă, chi urât. Eu plec de magazinul mai urât sau... decât al meu, pe bune. Mai urât decât al meu, pe bune, nu? Bă, hai vină pe la mine, ca să facem 2000, mai vii? Hai să mai pun Wall. Pune Wall, că ai bani. Să ai grijă. Oh my god, fiți atenți la banii ei. Gata. Nu mai ai bani. Bani mei. Și faci camion de mare. Da. Oh my... Mai avem vreo 20 de minute. Facem 3 ore. Unde ești? Noi te-am pus geam. Nu. Da. Bun. Spui că vrei să termin videoclipul, că mai vreau să spun ceva. Că nu o să-l termin. Trebuie să închizi videoclipul. Când o să închizi videoclipul, ce? Vreau să spun eu ceva. Pentru mine special? Ceva. Bine, mai 20 minute. Da. Deci prima dată, deci n-am mai făcut așa niciodată. Deci 3 ore e prima dată. Deci n-am văzut la niciun gamer pe canal să facă 3 ore normale. Am văzut la live stream-uri, dar cred că sunt primul, nu? Vezi cu mine ai noroc. Ce noroc? Vezi cu mine ai noroc. Da. Băi, că se fac da, tot ăsta aici. Da, bă, deci dacă nu eram eu, cred că tu nu prea... Bă, deci dacă nu eram eu, cred că tu nu prea... Păi nu da, prea făceai videoclip de 3 ore, nu? Da. Vedeau, 3 ore singur, dar sunt cât mai plictisitor. Și gata, am terminat. Gata, nu mai trebuie să pui... Podeaua și pe ăsta și-și gata. Să pun podeaua de 100 sau de 5.000? Să pun podeaua de 100 sau de 5.000? 500? Da, știu, așa credeam și eu. N-are rost să mai dai bani. Bă, poți mă duc să mai fac acolo niște bani? Bă, du-te! La 17.000 euro manager, să văd ce face, da. Bă, sunt curios că poate îmi restochează automat, dar nu știu. Bine. Mi-a șoldit tot. Băi, mi-a ținut casierul degeaba aici. A, tu știi ce da... Băi, jocul e băguit, deci pe minut nu-ți cere bani, știi? Și stai gratis. Și pe oră, cred că 20. Bă, ce tare. Deschid magazinul. Haide, cap meu, să zic acum că-ți clinzi. Mai bag niște candy. Că să am bani. Și mai bag două pălării. Ofertă. Gata. O veni lumea.
Băi, ăla e rivalul în fața ta, tu vezi? Altex. Altex. Oh, câți scleți vin din prima? Foarte mulți. Stau eu la casă, sau? Mă, nu are rost. Mai am ulei de motor și baterie atâta. Mă auzi? Da. În zona aia ce vrei să-ți faci? Da. Stai zod, poate mai puțin. A, mai avem încă 5 minute și o să începem să numărăm. Da, mai, stai mai să văd. Deci mai avem. Mai am bănuți. Lași fix, cred că trebuie să uit. Lași 5-5, mai verific. Măi, deci fac bani. 17.000 vreau și sunt mulțumit. De multe ori? De 3 ore? Nu știu unde să pun ăsta de manager, știi? Vreau să pun aici în mijlocul. Dar nu știu dacă e bine. Nu știu dacă e bine, o să-l pun aici ca un fel de hotel, știi? În mijloc aici. Să nu zică cineva ceva, știi? Oh my god, m-o jefuit ăștia. 5. Da. Deci de-aia încep să mai comand, că m-o jefuit. Te norocosești că tu ai mulți bani. Te norocosești că tu ai mulți bani. Oh my god, te norocosești că tu ai minus 20. Nu cumpăr. Nu cumpăr. Nu cumpăr. Și eu trebuie să mă bag candy și nu mă, adică am bani, da, să nu cad. M-a salvat o persoană. Mulțumește-le că tu ai ajutat oamenii. Două persoane. Uite, am făcut 3000, gata. Vă mulțumesc. Uite, am făcut 3000, gata, salvată. Mi-au luat toate sumările de aici. 17.000 în magazinul și pun managerul. Să mă ajut, să vedem ce faci managerul, surez. Că tot nu știu ce face. Mai am doar anvelope, deci nu mai am nimic altceva. Adică nu mai am nici ulei, nici baterii, nici nimic. O, și mai trebuie sode. Of, ce nepotrivit timpul. O să iau vreo 30 de sode ca să nu... M-am luat 30, să nu scad sub bani mult. Și iau două candy de-astea. Așa. Și mi-au luat toate cărțile. 10 cărți. Rostochez în pună. Oh my god, cât e? 52. Okay. Mai puțin și face 3 ore. Nu știu la oameni cum o să uite așa. Habar n-am. Vă apreciez munca foarte mult și timpul dacă vă uitați. Oh my god. Ok, închid magazinul. Îi duc pe ăștia aici la mine să vină să plătească. Le duc pe toți aici, la caseria mea. Mamă, e coada aici. Să nu pleci fără să plătească. Poate poți să ții manager. Păi da, așa am făcut 18.000. Bă, tu poți să ții manager. Bă, da, vă și mai plătesc. S-o băguit două aici și nu mai fac nimic. S-o băguit ăștia, nu mai fac nimic aici. Cred că azi din magazin, bă.
Duceți-vă la servire automată de acolo. Băi, mi-a luat tot de ăștia. Doamne ferește, vino repede, repede, repede la mine, repede. Doamne ferește, vino repede, repede, repede la mine, repede. Deci am Tita Maicoada s-a dus la casierul meu care l-am luat, da? Și Tita Maicoada, toate persoanele s-au dus acolo la coadă. Toate, de la magazinul meu. Mi-au niște candy, o să iau 5 candy. Sau nu, o să iau 5 toys ca să... Nu. Și o să-mi iau două de astea de car part. Păi eu pot să... Eu nu neapărat vreau să-l pun acoperiș. Păi eu pot să... Eu nu... Nu și acum o să-mi iau ăla de manager și văd unde să-l pun. Nu? Bă, nu merge în mijloc, are și de-aia, știi, nu merge. Eventual în colț, n-ar merge nici în colț. Îl țin aici, momentan. Gata, hai că deschid la loc. Din nu zic cum arată. Bine acum stai cum mai decorez pe aici că am terminat podeaua. Bine acum stai cum mai decorez pe aici că am terminat podeaua. Aaa, dar nu, e nașpa. Nu știu să fac restockerul ăsta, nu știu exact. Managerul. Trebuie să închid la mine. Vino la mine. Trebuie să închid la mine. Acum stai un pic. Că mi-am închis aici. Vino acum stai un pic. Că mi-am închis aici și mai modific, da? Vin imediat. Bă, nu știu ce face managerul deloc. Nu știu, îl vând, nu-mi place managerul, nu știu ce face. Eu o vând asta, deci nu știu ce face managerul. Bă, mi-a luat și biblioteca, mi-a luat toți ăștia. Uite, vin o repede zis și mi-a pus ăștia aici. Diavolul ăștia. O să iau 40 de cărți. O, stai să ne pregătim. Hai, vino repede. Să-ți văd cât timp e. Hai că deja începe numărătoare. Să vezi cum am decorat. 52 de minute. Mamă, ăștia stau la coadă. Deschide coada acolo, nouă. Uite, așa era coada la mine, fiți mai devreme. Uite, așa era coada la mine, fiți mai devreme. Și-au făcut niște bani. De fapt, toți vin la tine. Bă, mă, ce s-a mutat toată coada la mine. Da. Bă, mă, ce s-a mutat toată coada la mine. Dacă vrei, poți să te duci la mine să vezi cum e aia, că cum e la mine. Dacă vrei, poți să te duci la mine să vezi cum e aia, că cum e la mine. Să mai stăm noi, deja trebuie să numărăm imediat. Bă, mi-a golit tot ăștia. Deci nu mai am nici food. Mamă, ăștia-s demoni. Și mi-au și candy la tot. Tot la tot. Gata, s-o deam destule. Bun. Hai, paie, las-o, paie să duc la self-register. Hai, gata. Hai la tine să numărăm. Mai sunt vreo... Câte minute mai sunt vreo... 7 minute. Uite, am modificat eu. Da, închide magazinul și... Uite, am modificat eu. Uite, aici să mă gândeam să... Sau nu, uite, aici să mă gândeam să... Sau nu, uite, aici mă gândeam să pun aia... Mă gândeam să pun... Deci, mă gândeam să pun... Da, să check-out. Hai să numărăm. Deci, mai avem exact... Și mă gândeam să pun aici. 6 minute. Bun. Haide să dansăm.
Ați dat somn? Bine. Stai, vino așa lângă mine, hai. Așa. Ăla are șapte, bă, ăla are 37.000 de dolari! Mă furat imbecilul! Ce dacă, mă? Bă, ce nesimțit! Să văd ce... 5 minute! 5? Da. Hai, lasă, mă, aruncă asta. 5? Uite-te așa la mine, din first person. Așa. Eu sunt pe shift. Eu sunt pe shift. Stai? Și ce făceam eu aici? Am luat o chitară și apăsam metal. Și ce făceam eu aici? Am luat o chitară și apăsam metal. Și face așa de parcă cântă la chitară. Ia încearcă. Nu. Nu merge. Nu merge, mă. O să arăt în episodul următor, da? O să arăt în episodul următor, 4 da? 4 minute. Oh my god. De la 9 minute o să vă zic la revedere. Ca și la și fix să-l închidem. Mai întâi o să spun un lucru important. Pe cale să facem prank. Nu. Când nu e pe cale Maria, să facem prank. Maria, să l-am făcut rău. Mă doare în cot. Nu m-aș duce la asta, închide episodul ăla. Închidem episodul ăla de ele aici. Câte minute mai sunt? Ia să văd. 3. Bine, deci. Să nu uitați să scrieți în comentarii. Bine, deci. Să nu uitați să scrieți în comentarii. Deci parcă e a patra oară sau a treia oară că spun asta, nu? Mai spuneți și prietenilor să se aboneze la Muturuc. Până eu chiar vreau să fac 1000 de abonați pe canalul lui. La 1000 de abonați fac eu ceva special. Da. Mă mai gândesc. Oh my god, 3 minute! Da. Aproape 2 minute, fii pregătită. Două minute! Hai pe acoperiș! Și dă-să pe acoperiș! Nu uite pe... Nu-i noi aici! Și dă-să pe acoperiș! Hai, da, să ne vadă toată lumea! Un minut aproape. Băi, sunt așa de încântat. Un minut aproape. Un minut. Mamă. Deci, eu vreau să vă mulțumesc. Încep tu cu 3, da, și după aia când... vreau să vă zic la revedere și noi deja vom număra. Deci, eu sunt fost Muturuc și pa, pa. Hai să numărăm. Pe ce pe tot, spune 3. Nu, stai. Pe ce pe tot, spune 3. Și după aia... 2, 2 și 1. Spui 3 și după aia... Spune 2, 2 și 1. Amândoi, da?
Și după aia mm-hmm. strigăm pa. De la 2 spunem amândoi împreună, da? De la 2 spunem amândoi împreună, da? Deci eu am fost un loc și, și am fost data viitoare. Pa, pa! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! 6! La revedere! La revedere! Să și mai tare!